Deci, excelențe, reprezentanța ai corpului diplomatic, stimată doamnă Bașcan, vreau în primul rând să vă zic bine ați venit, să vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre și declar deschisă conferința noastră internațională, promovarea coeziunii sociale Republica Moldova prin studierea limbii găgăuze și române în unitatea teritorială administrativă Găgăuzia. Vreau să zic că sunt multe evenimente și multe proiecte care se implementează de societatea civilă. Noi, la Institutul pentru Inițiative Strategice din Moldova, am decis pentru noi, când am fondat această organizație, că încercăm să atragem atenția la acele proiecte care vin să se finiseze cu ceva foarte concret. Fiindcă suntem deja la o vârstă cam obosim de tot de vorbă. Deci vrem să facem lucruri mai reale și mai concrete. De obicei, tot timpul noi suntem cei care trebuie să ne gândim cu ce fel de idei de politici să venim, cu ce fel de instruiri. Dar suntem enorm de bucuroși când inițiativa pentru a schimba lucruri spre bine vine nu atât din partea noastră, a comunității de experți, dar vine nemijlocit din partea autorităților, care în mod evident cunosc foarte bine realitățile în teren. Și mai bucuroși suntem când aceste doleanțe, necesități pentru suport vin din partea celor care urmează să beneficieze de acest lucru. Deci proiectul dat ca idee și ca inițiativă a apărut ca rezultat al ideea, să spunem așa, a apărut din partea inclusiv a executivului Găuzii și a doamnei Bașcan, a președinției Republicii Moldova și a doamnei președinte. Noi am fost doar cei care a trebuit să strângem toate, să spunem așa, inițiativele, să încercăm să le punem, să le organizăm într-un proiect. Și pe această cale, inclusiv să găsim pe cineva care să susțină acest proiect. Pe această cale vreau să mulțumesc donatorilor acestui proiect, Fundației Soros Moldova și Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. Proiectul nostru, pe de o parte, parcă a avut o sarcină simplă, dar pe cât de simplu este să o enunți, pe atât de complicat este să încerci să o rezolvi, fiindcă în genere, procesul și schimbările în educație sunt schimbări complexe, care necesită foarte multă atenție. Dar ne bucurăm foarte mult că despre necesitatea acestui proiect, să-i spunem așa, noi am cunoscut în primul rând de la cei care au nevoie de acest proiect, și anume din partea pedagogilor, părinților, autorităților, managerilor din educație, educatorilor, elevilor din Găgăuzia. Și ce vor ei? Ei vor să învețe limba română într-un mod mult mai eficient, mai rapid, ca să poată să folosească, să fie integrați în societate. Și ei vor inclusiv să învețe limba lor maternă, limba găgăuză. Astăzi este și Ziua Internațională a Limbilor Materne. Da? Și noi, Republica Moldova, avem foarte multe limbi care merită să fie nu doar învățate, dar studiate, așezate la locul lor și promovate pentru generațiile viitoare. Astea fiind spuse, aș vrea acum, pentru moment, din păcate, ieri am aflat că doamna președintă nu poate să vină la evenimentul nostru, dar a fost binevoitoare să ne transmită comunicatul dumneiei sau comunicarea în cadrul conferinței în format video. Deci eu am să rog... Și noi, practic, mergem pe agenda. Am să rog colegii să deruleze acest mesaj din partea Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova. Bună ziua! Zaman Hairolsun. Să vorbim unii cu alții. Comunicarea directă între oameni și culturi se află la temelia coeziunii unei societăți. Este soluția optimă ca oamenii să aibă mai multă încredere unii în alții. Pe 21 februarie sărbătorim Ziua Internațională a Limbii Materne. Societățile multiculturale, multilingve, se dezvoltă prin intermediul limbilor vorbite, care alcătuiesc miezul diversității culturale. Republica Moldova este o societate cu o diversitate culturală complexă.
Oamenii au vorbit aici de-a lungul secolelor, româna, ucraineana, rusa, găgăuza, idiș, bulgara și alte limbi. Fiecare om, fiecare popor are datoria să-și păstreze limba maternă și să o transmită urmașilor. Dar evoluțiile culturale din ultimele decenii, globalizarea și alți factori sociali afectează cunoașterea limbilor materne și diminuează folosirea acestora în comunități. De exemplu, astăzi, limba găgăuză este vorbită mai mult de oamenii în vârstă, iar majoritatea locuitorilor regiunii nu cunosc limba română. În cadrul conferinței de azi, trebuie să stabilim acțiuni care vor încuraja copiii și tinerii din autonomia găgăuză să învețe limba lor maternă, limba găgăuză. De asemenea, trebuie să ajutăm toți copiii și adulții din autonomia găgăuză să cunoască mai bine și să învețe mai ușor limba română. În ultimii ani, modelul educației multilingve a fost aplicat în câteva grădinițe și școli din țară, inclusiv din Găgăuzia. Oamenii caută soluții pentru a învăța limba română și pentru a se integra mai bine în societatea noastră. Trebuie să încurajăm aceste practici. Câteva măsuri pot fi luate imediat. Știu că la Ceadăr Lunga nu se pot forma clase cu studiere în limba română din cauza lipsei profesorilor. Direcția Educație din UTAG a identificat soluția de comun acord cu Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă. În regiune sunt pregătiți să vină câțiva absolvenți ai universității. Ministerul Educației și Cercetării trebuie să se implice pentru asigurarea școlii din Ceadăr Lunga cu profesori de limba română. De asemenea, în codul educației trebuie inclus conceptul de educație multilingvă. Astfel, învățarea limbii române prin acest model se va face nu doar pe bază voluntară, la nivel regional, dar va deveni un model permanent utilizat în comunitățile etnice. Trebuie modificate și alte acte normative. Trebuie elaborat cadru metodologic pentru promovarea educației multilingve în școli. Aceste măsuri vor schimba în bine procesele educaționale din UTAG. Vor încuraja învățarea limbii materne și a limbii române în regiune. Mulțumesc profesorilor, managerilor educaționali, educatorilor din țara noastră care implementează educația multilingvă. Coeziunea socială e un efort comun al oamenilor din toate comunitățile și al autorităților statului. Fiecare dintre noi trebuie să contribuie la ea. Împreună putem construi o societate în care să trăim în armonie. Hair Olson. Mulțumim mult! Mulțumim mult pe această cale. Vreau să evidențiez și faptul că evenimentul nostru va fi în regim hibrid. Vom avea și alți speakeri care se vor conecta la distanță. Cum spuneam, pentru noi a fost o onoare să fim parte din acest proiect, în special când beneficiarii acestui proiect sunt și promotori intenși și neobosiți a inițiativelor de educație multilingvă. Neobosiți spun fiindcă de obicei se mai întâmplă când autoritățile au inițiativă, dar pe urmă uită. Nu este deloc cazul educației multilingve și încercării de a promova transformări în procesul educațional de învățare a limbii române, a limbii găgăuzie și în cazul autorităților din Găgăuzie și personal a doamnei Bașcan. Pe această cale vreau să-i mulțumesc foarte mult pentru faptul că a avut și tenacitatea și răbdarea să trecem tot acest proces și cred că suntem aproape de a trage și niște totaluri foarte bune. Doamna Bașcan, poftim cu un cuvânt de introducere. Bună ziua, Zaman Hairosun. Excelențele dumneavoastră, doamnelor și domnilor, în ultimul timp am vorbit cu diferite ocazii foarte mult despre importanța studierii limbii române, despre politica lingvistică în general. Cunoașterea limbii oficiale a limbii române de către minoritățile etnice conviețuitoare în Republica Moldova trebuie să reprezinte un obiectiv strategic pentru autorități.
Totodată, autoritățile locale și centrale trebuie să asigure oportunități și pentru menținerea și promovarea limbilor naționale ale acestora. Or, fără de cunoaștere și îmbogățirea limbilor naționale, orice națiune riscă să cunoască degradare și umilință. Pentru că limba reprezintă esența identității naționale, iar un popor cu demnitate va avea mare grijă să nu se stingă jeraticul identității sale, inclusiv și în special lingvistice. În această ordine de idei, consider oportună implementarea Programului Național de Studiere a Limbii Române pentru reprezentanții comunităților etnice din Republica Moldova, pentru care în acest an, în 2023, vor fi alocați 10 milioane de lei din bugetul de stat. De asemenea, mă mândresc cu faptul că în Găgăuzia am reușit să implementăm cu succes un program de educație multilingvă după modelul provinciei autonome din Italia, Tirolul de Sud. Chiar de la grădiniță, copiii noștri studiază limba găgăuză, limba română și limba rusă. Copiii noștri trebuie să fie poligloți pentru a face față lumii și provocărilor de astăzi. În prezent, 6.000 de copii în 45 de licee și gimnazii din Găgăuzia studiază actualmente limba română. Ne dorim mult ca tinerii din Găgăuzia să aibă posibilități de a fi antrenați după absolvire în instituțiile publice, în instituțiile puterii la nivel național. Dar fără de cunoaștere limbii oficiale a limbii române, acest deziderat nu are șanse de a se materializa. Visul meu este ca tineretul nostru să nu plece din țară și să-și lege viitorul de Republica Moldova. Și datoria noastră este să-i susținem, să le creăm oportunități pentru a se simți realizați, respectați aici, acasă. Numai așa putem să asigurăm procesul de integrare a minorităților etnice și de a nu permite dezvoltarea unor complexe de inferioritate și de izolare socială. Ne mândrim cu conaționalii noștri care, desigur, grație calităților profesionale, dar și datorită faptul că au știut să comunice în limba oficială, au reușit să fie promovați la înalte funcții de administrare în stat. Dmitri Todoroglu, ex-viceprim-ministru, ex-ministru al agriculturii. Alexandru Stoianoglu, procuror general suspendat la moment, dar care sper să-și demonstreze nevinovăția. Dmitri Croitor, ex-viceministru al afacerilor externe, ambasadorul Moldovei în Turcia. Mai mult am plăcere să vă anunț astăzi și despre organizarea la 31 martie curent a unei conferințe științifico-practice internaționale cu genericul Educație multilingvă în Republica Moldova. Evenimentul organizat și cu suportul mai multor ambasadori care și-au oferit disponibilitatea de a da o mai mare amploare acestui eveniment. Doamnelor și domnilor, noi cei care ne aflăm în funcțiile pe care ni le încredințează cetățenii, suntem conștienți de faptul că limba nu este un simplu mijloc de comunicare. Limba este elementul, leantul social, care trebuie să excludă orice tip de discrepanțe. Limba este cea care poate asigura sau prietenie sau ură. Tocmai de aceea, cred că trebuie să însușim doar verbele care omit ura și învrăjbirea. Ce este limba unui popor? Se întreba Grigore Vieru. Este prietenie, fraternitate și iubire dintre cuvinte. Poate că singura prietenie și singura iubire cu adevărat sacră. Dragi colegi, vă doresc succese în desfășurarea evenimentului de astăzi
și să demonstrăm că în inimile noastre avem loc pentru prietenie și respect interietnic. Am vorbit română, vreau să spun câteva cuvinte și în găgăuză. Zaman hayırlı olsun. Gürerim ani burda çok bizim kolega la toplantıla da hepsi düşünür ani bizim insana kim yaşar gagauzya'da, bizim çocukla kim yürünür bizim okullarda la etsin gagauzya'da. Birçok kişileri çok kuvvetli koyarız ani bizim uşakla la etsinle yürünsinle gagauzya'da hem roman dilinde. Ama yalnız bu soruşu çözme çok zor. Lazım bütün biz devlet barabar çalışalım, bir programı kuralım, angılarda var nice hepsimiz yardım edelim. Bizim çocuklarımıza hem bizim insanımıza. Ben ne sanırım? Lazım çok kuvvet koyma da bir vakitte bu rezultat biz görmeyeceğiz. Ta 10, belki 15 yıl lazım olacak barabar çalışma, hani eğitim tarafından bizim çocukla dursuna uz orada. O işin isterim sağ ol deme hepsine kim katılı, isterim deme sağ ol kim destek veri bu soruşa sanırım hani barabar bu işleri biz çözeceğiz, yapacağız da bütün barabar hepsimiz bu Moldova'da yaşayacağız. Sağ olasınız. Traducem sau nu? Pot să traduc. Eu aș încerca, dar nu cred că fac față. Română. Еще раз хочу сказать спасибо всем тем людям, которые поддержали наш проект. Aș dori să aduc sincere mulțumiri tuturor care ne-au susținut și pentru a realiza acest proiect, pentru că a fost o necesitate și eu sunt foarte mândră că copiii din Găgăuzia vorbesc trei limbi și au și mai au alte posibilități și doar împreună de a investi în educație noi putem să locuim în Republica Moldova. Dar trebuie să avem răbdare pentru că să avem anumite rezultate investind în educație. Nu putem în 5-10 ani, dar putem să investim cel puțin în 20 de ani pentru că educația și să vedem societatea noastră împreună, fără agresiune și să dezvoltăm o țară unde vor trăi generația noastră nouă. Mulțumim foarte mult, doamna Bașcan, doamna Vlah. Și acum aș vrea să-i dau cuvântul domnului Petru Culeac, director executiv al Fundației Soros Moldova, care a fost partener, donator în cadrul acestui proiect, dar și al fundației care, eu aș zice, este cea mai cu experiență fundație în finanțarea proiectelor de educație din Republica Moldova. Domnule Culeac, rog. Este. Acum cred că este. Deci, dragi participanți, mult stimată doamnă Bașcan, am remarcat foarte importante cuvinte în discursul dumneavoastră. Investim și răbdare. Eu cred că sunt niște cuvinte cheie care merită a fi luate cu noi și după acest eveniment, trecute prin toate filtrele noastre și implementate în viața de zi cu zi. Evenimentul de astăzi este dedicat unei teme foarte importante, eu aș zice vitală, în special în contextul în care ne aflăm noi în regiune. Tema coeziunii sociale, pe parcursul anilor, observăm că apare periodic în agenda publică, fiind influențat faptul ăsta mai mult de problemele sociale sau economice prin care trecem cu toții, dar periodic și de discuțiile care au loc privind politicile din acest domeniu. Este salutabil că și în vizorul autorităților a ajuns această temă. Este un subiect care capătă mai multă atenție, fiind reflectat chiar și în documentele strategice ale țării. În același timp, cercetările recente efectuate în acest domeniu constată o stagnare a indicelui coeziunii sociale, fapt care se datorează, cred că, implementării lente a celor politici care ar contribui la consolidarea coeziunii dintre cetățeni.
Problema nu este una nouă, problema este mai degrabă una moștenită încă de pe vremurile începutului independenței Republicii Moldova. Iată de ce remarc faptul că acest eveniment repune în discuție, repune pe agenda publică subiectul coeziunii sociale, dar cel mai important este faptul că pune în discuție acest subiect prin prisma educației. Or, educația este unul din instrumentele de bază pentru consolidarea coeziunii între comunități. Da, predarea limbii române întotdeauna s-a confruntat cu mai multe probleme în autonomia găgăuză. Vorbim despre nivelul de pregătire insuficient al pedagogilor de limba română sau insuficiența numărului acestor pedagogi, până la lipsa oportunităților de utilizare a limbii române în autonomie. Partea bună este că, potrivit unor sondaje, o parte semnificativă a populației autonomiei conștientizează și înțelege foarte bine necesitatea învățării limbii române ca instrument de integrare mai bună în societate, ca instrument de accedere la oportunitățile existente. Ei, cred că autoritățile, atât centrale cât și locale, trebuie să răspundă acestei provocări prin a veni cu măsuri de politici publice care să răspundă la două nivele, atât la nivel de ofertă, cât și la nivel de cerere. Am în vedere aici crearea oportunităților de învățare a limbii române, dar și a oportunităților de utilizare, aplicare a limbii române în autonomia găgăuză. Evident, acest lucru nu se poate întâmpla fără o cooperare strânsă între autoritățile de ambele nivele. Iată de ce, de fapt, și fundația a susținut acest proiect în siguranță sau în speranța de a contribui la consolidarea dialogului dintre autorități, dar și consolidarea procesului de elaborare, îmbunătățirea politicilor publice în acest domeniu. Și în special în domeniul predării limbii române și limbii găgăuze în autonomia găgăuză. Moldova nu poate să-și permită să mai neglijeze acest subiect mai departe, mai ales în acest context în care suntem și o țară candidată la UE. Trebuie de intensificat dialogul acesta. Sperăm foarte mult că acest eveniment va fi un prilej pentru continuarea acelui dialog existent deja între instituții și va duce la o îmbunătățire a politicilor în acest domeniu și la transpunerea lor în practică. Încă o dată aș vrea să mulțumesc organizatorilor Institutului pentru Inițiative Strategice, pentru munca, efortul enorm depus la construirea acestor punți de legătură în țara noastră. Mulțumesc autorităților și doamnei președinte și doamnei Bașcan pentru atenția care o dedică acestui subiect și doresc foarte mult succes în realizarea în practică acestor deziderate. Mulțumesc foarte mult și eu spuneam că Fundația Soros, cred că de la început este fundația care a investit cel mai mult în proiectele de educație. Eu mi-aduc aminte timpuri când universitățile nu aveau resurse să publice nici măcar manuale și Fundația Soros era alături de catedre și de școli. Și noi în cadrul acestui proiect mai avem un partener care ne-a ajutat foarte mult și anume Ambasada Regatelor Țările Jos în Republica Moldova, ambasada care este alături de mai mulți ani de organizațiile și proiectele active în domeniul drepturilor omului și inclusiv relațiilor interietnice. Deci am onoarea să-i ofer cuvântul domnului Floris van Eic, însărcinat cu afacerea Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în Republica Moldova. Thank you very much, Your Excellency. Mulțumesc, excelențelor, doamna Bașcan. Este o mare plăcere să vă vedem aici, dragi reprezentanți ai instituțiilor de stat, ai ambasadelor, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere să mă adresez către dumneavoastră la acest eveniment important. Am fost în Republica Moldova deja de o perioadă de 4 ani și cred că ceea ce m-a surprins pe mine cel mai mult este diversitatea țării. Diversitatea din diverse perspective, diverse grupuri de persoane, diverse religii, diverse grupuri etnice, dar de asemenea și diverse limbi. Președinta a menționat în mesajul său, dar și doamna Bașcan a menționat că acesta este o moștenire, este o țară în care se vorbesc multe limbi. Și este important să recunoaștem acest fapt, este important să recunoaștem
cunoaștem diversitatea. În primul rând, deoarece eu cred că diversitatea unei țări va veni cu mai bune soluții, soluții pentru persoane, pentru populație, pentru politici mai bune, dar de asemenea o țară care cunoaște despre diversitatea sa are mai mare probabilitatea să protejeze drepturile minorităților, de asemenea să protejeze drepturile tuturor cetățenilor săi. Deci eu sunt în favoarea promovării diversității în toate modalitățile sale și formele sale, dar de asemenea promovarea diversității în limbi. Din aceste considerente, este păcat că limba găgăuză, care este în centrul statutului special al găgăuzei, nu este vorbită atât de mult de toate generațiile și îmi place să aud astăzi, cum a spus și doamna Bașcan, precum că tinerii acum încep să învețe limba de nou, ceea ce este o inițiativă foarte importantă. Este importantă să conservăm cultura găgăuzei, dar de asemenea și limba găgăuză, care reprezintă temelia acestei culturi. Din aceste considerente, îmi face mare plăcere să susținem acest proiect împreună cu Fundația Soros, și care urmează să fie realizat de către ITES. Dar acest proiect nu ține doar numai despre predare și protecție și consolidarea limbii găgăuze, dar vorbim de asemenea și despre promovarea limbii române, care, din păcate, nu este îndeajuns de mult vorbită în găgăuzea. Și acesta este un aspect important. De ce? În primul rând, este limba națională a Republicii Moldova, dar de asemenea, prin faptul că vorbim limba română, oferim persoanelor oportunități, oportunități de a învăța în Chișinău, de exemplu, sau în România, de ce nu? Dar de asemenea, oportunitate de a obține bun locuri de muncă în calitate de profesioniști, fără a avea necesitatea de a migra spre alte țări. Deci, într-adevăr, le oferă cetățenilor din Găgăuzea oportunități egale pe care le merită în calitate de cetățeni ai Republicii Moldova. Dar într-un final, și cred eu că anume despre asta este și acest eveniment, acest fapt contribuie la o coeziune socială mai puternică. Este important să ne asigurăm ca găgăușii să se simte drept parte acestei țări și de asemenea să aibă posibilitatea să interacționeze cu persoanele din alte părți ale țării. Dar de asemenea este foarte important ca Chișinău și Comrat să lucreze împreună ca să prevină cu niște soluții mai bune, atât pentru persoanele din autonomie, cât și la nivel național. Și acest fapt este foarte important pentru bunăstarea cetățenilor, dar de asemenea este foarte important dacă Moldova își dorește să continue pe calea aderării la Uniunea Europeană. Și toți vor deveni cetățeni UE, fără a ține cont de faptul dacă au pașaport român sau nu, dar în baza pașapoartelor lor moldovenești. Deci eu cred că acest cadru UE pentru minoritățile etnice este un instrument potrivit care Republica Moldova trebuie să-l utilizeze și va profita de el de îndată ce va adera la Uniunea Europeană și va fi ca un compas, o busulă care îi va îndruma calea. Și inițiativele de felul dat sunt foarte importante. Trebuie să recunoaștem importanța educației în limbile minorităților, dar de asemenea să avem și politicile potrivite care se promoveze, dar de asemenea și să financeze un detaliu minor, dar și să financeze aceste proiecte educaționale. Mă opresc aici și vreau doar să vă felicit IBIS pentru executarea acestui proiect important. De asemenea vreau să aduc mulțumiri doamnei Bașcan pentru a fi parte din acest proiect, este foarte important, și de asemenea vreau să aduc mulțumiri nivelului național autorităților instituțiilor de la nivelul național că fac parte din acest proiect și aștept cu nerăbdare discuțiile și vreau să spun că este un proces de lungă durată, după cum a spus și Petru. Problemele nu sunt noi, ele nu vor fi soluționate într-un an, ele nu vor fi soluționate în mandatul acestui guvern. Deci noi trebuie să edificăm o strategie care va trece dincolo de mandatul acestui guvern și o strategie durabilă care va conduce Republica Moldova și într-o situație în care toate limbile minorităților vor fi vorbite și consolidate. Vă mulțumesc mult! Thank you very much for the good words and for the support. Vă mulțumim mult pentru suport. Putem să ne conectăm online. Este Fernand de Varenes, raportor special al ONU privind problemele minorităților. Și vreau să rog colegii de regie. Thank you. I hope you can hear me. Mulțumesc, sper eu că mă auziți. Thank you. Da, vă auzim. President Sandu
Deci, doamna președinte Sandu, doamna Vlahă, reprezentanți ai comunității diplomatice, doamnelor și domnilor, bună ziua! Deci, în primul rând, este o plăcere și onoare să mă adresez dumneavoastră la deschiderea acestei conferințe care este organizată către IFES în ceea ce privește promovarea coeziunii sociale în Republica Moldova prin studierea limbii găgăuze și române. Deci, acum, eu, din păcate, nu am putut să fiu prezent în mod fizic, dar vă contactez online din Filipine, unde, de fapt, am deschis de curând o altă conferință, ce era cu privire la limbile indigenilor în educație, dar este foarte interesant să cunoaște faptul că au aproape că aceleși preocupări și acele obiective sunt similare la ceea ce vorbim noi astăzi aici în această conferință, și anume importanța educației în limbii natale, dar de asemenea a unei educații de calitate care să permită să avem parte de o vorbire fluentă în limba nativă, dar și în limba națională. Momentul evenimentului dumneavoastră este foarte important și este simbolic, deoarece, după cum s-a menționat ceva mai devreme, astăzi avem parte de Ziua Internațională a Limbii Natale. Deci, și poate că este un eveniment de care mulți nu-și dau seama, dar el inițial a fost propus de către guvernul Bangladesh în 2002 din cauza importanței limbii. Și în cazul acela, în situația Bangladeshului, ei vorbeau despre limba bengaleză, limba a majorității celor care trăiesc în Bangladesh. În istoria creierii țării a statului Bangladesh, ei vorbeau numai acea limbă. Deci, când Bangladeshul încă mai făcea parte din Pakistan, era cunoscută ca Pakistanul de Est. Și guvernul întregii țări a venit cu o decizie că doar numai singură limbă națională, Urdu, trebuie să fie o limbă pentru întreaga țară, unica limbă de educație și învățământ. Și uite, asta a fost în detrimentul majorității populației a Pakistanului de Est, care de fapt vorbeau acea limbă bengale. Și da, ei erau minoritate, o limbă de minoritate, dar ei reprezentau circa jumătate din populația țării. Sigur că acum sunt diverse complexități de care trebuie să ținem cont, diverse evenimente care au survenit în ultimele decenii, dar punctul cheie de a reține este că în contextul în care de a lua o decizie, de a face limba urdu, doar o singură limba a guvernului și educației, a fost o decizie discriminatorie. A cauzat foarte multe dezavantaje și chiar excluziune pentru cei care vorbesc în limba bengale. Și acea decizie a adus la faptul că au avut foarte multe proteste și de asemenea greve. Și uite, pe 21 februarie 1952 a dus la faptul că 12 studenți au demonstrat împotriva acestei politici și au fost, din păcate, uciși de către poliție și de ostași militari. Deci astăzi, 21 februarie, a fost aleasă această zi și a fost identificată drept o limbă internațională a limbii native din cauza eforturilor a statului Bangladesh. De acum era în această zi importanța limbii, da, și identitatea și importanța de a menține limba natală și de asemenea de a asigura continuarea limbii natale. Dar de asemenea, acesta este ca și o comemorare și este o comemorare pentru acest eveniment tragic în care au fost uciși acei tineri. Și utilizez acest exemplu la acest eveniment în calitate de o reamintire pentru noi toți. Limba nu este doar despre cultura. Limba este de asemenea și despre oportunitate și incluziune. Una din cele mai eficiente modalități de a abilita pe cineva, de a asigura cineva ca să aibă parte de o participare și anume de a participarea minorităților în societate, dar și a populațiilor indigene, este de a utiliza limbile lor în calitate de limbă a educației publice și serviciilor publice pe cât de mult posibil. Asta e intenția. Asta e ceea ce îi servește drept obiectiv și în cadrul Consiliului Europei, OECD, și de asemenea în cadrul instrumentelor ONU și mecanismelor acestor țări, cum ar fi, de exemplu, NATO Comisarea pentru Minoritățile Naționale, dar de asemenea și acel convenție cadru pentru protecția minorităților naționale. Cu toate acestea, indică faptul că trebuie să existe spațiu pentru limbele minorităților naționale. Și
și nu doar numai politici de interzicere utilizării acestora în educație și în alte domenii. Am evidențiat importanța centrală a tuturor acestor aspecte, mai puțin în ceea ce privește dreptul la educație în limba minorității. Dar, de asemenea, mulți dintre voi ați menționat și faptul că e important să înveți și limba de stat, precum și multe alte limbi. Eu deja am menționat despre acest aspect în două documente adresate către ONU, în primul rând raportul meu 2022 către adunarea generală în New York a ONU și de asemenea un ghid practic în ceea ce privește drepturile la limbă care v-a apărut în 2017. Deci drepturile la limbă a minorităților lingvistice. Și vreau să menționez încă o dată ce e important acest aspect. Predarea în limba natală a minorităților nu exclude de fapt fluența în limba oficială o limba majorității. Dimpotrivă, multe studii au demonstrat precum că cea mai bună modalitate pentru ca copiii dintr-un context al minorității să învețe limba de stat sau limba oficială este de a le oferi acestora o bază solidă în educație în propria lor limbă natală. În primul rând, vor avea parte de alfabetizare în limba natală care le va oferi posibilitatea să fie mult mai fluenți în multe alte limbi. Și aceste abilități sunt foarte importante. Deci este extrem de important să asigurăm, precum că copiii din grupurile minoritare, inclusiv găgăuze, să aibă parte de educație de calitate și instrumente pentru a avea posibilitatea de a învăța în mod eficient în limba română, adică să se asigure cât de mult posibil, de asemenea și educație în propria lor limbă. Și în câteva săptămâni, în cadrul Consiliului pentru Drepturile Omului din Geneva, voi prezenta de asemenea un tratat, un proiect de tratat pentru drepturile minorităților, unde aspectele de limbă este important și de asemenea unde vorbim și despre dreptul de a fi educat în limba natală. Unde este acest aspect este evidențiat și explicat. Deci este o dimensiune foarte importantă pentru noi toți aici, și anume de a promova coeziunea socială prin intermediul studiului și pentru predarea în găgăuză și română. Deci, de asemenea, vorbim aici și despre promovarea coeziunii sociale prin incluziune, dar, de asemenea, și prin intermediul utilizării limbilor minorităților, cum ar fi limba găgăuză și altele. Acesta este un obiectiv absolut important în continuarea acestor deliberări cu spiritul de a cunoaște limba natală. Și, de asemenea, în această zi, da, noi comemorăm, dar nu uităm că, de fapt, limbile sunt un instrument absolut important care este necesară pentru a asigura participarea tuturor. Este una din cea mai eficientă modalitate de abilitare a minorităților, astea de a garanta la utilizarea limbii în educație și de asemenea de a practica această limbă, dar de asemenea de a le oferi oportunități de servicii și de locuri de muncă în aceste limbi. Aceste fiind spuse, vreau să vă încurajez să continuați să susțineți în continuare utilizarea limbii găgăuze, dar de asemenea și limbile altor minorități care constituie niște comunități semnificative în țară, astfel încât să asigurăm precum că minoritățile pot învăța, dar și primi educație în propria limbă, dar de asemenea să aibă și acces la servicii și la ocupare în propria lor limbă. Cât de mult posibil, acolo unde ei trăiesc și acolo unde sunt concentrați. Deci, într-adevăr, o societate care este plină de coeziune este o societate în care avem parte de respect și incluziune. Mulțumesc mult! Thank you very much, Mr. Varenes. Indeed. Vă mulțumim mult. Da, într-adevăr, învățarea limbilor este foarte importantă, deoarece ține nu doar despre cultură și educație, dar ține și de oportunități, integrare, coeziune, care este atât de necesară în zilele de astăzi. Vorbitorilor care ne-au transmis un cuvânt de salut și de încurajare. Noi continuăm lucrările conferinței noastre prin trecerea automată la panelul numărul 1, care se referă la prezentarea concluziilor și recomandărilor privind promovarea studierii limbilor găgăuze și române în autonomia găgăuză. Am să o invit pe colega mea Marina Țăbârnă, director de programe la IPIS, pentru a modera acest panel. Poftim, Marina!
Mersi foarte mult, Vadim. Mersi foarte mult speakerilor noștri care au deschis această conferință. Deci vom urma cu prezentarea concluziilor și recomandărilor privind studierea, promovării studierii limbilor găgăuză și română în autonomia găgăuză. Și pentru început o să ofer cuvântul expertului internațional în drepturilor omului, Vyacheslav Balan, care ne salută din Canada. O să rog să verificăm conexiunea. Bună ziua! Bună ziua! Zaman Khairol sun, dobry den. Deci eu sper că sunt auzit și cred că pot proceda, da? Deci cu această exact. Prezentare. Da. Exact. Deci, noi am lucrat în cadrul acestui proiect într-o echipă mare, care a inclus mai mulți experți și experte, și respectiv ceea ce eu am să prezint este doar o parte a celor concluzii și recomandări pe care noi le-am formulat, și colegele vor prezenta și alte concluzii și recomandări. Deci, în cadrul studiului sau cercetării pe care noi am făcut, noi am cercetat mai multe subiecte, inclusiv și situația de facto, practică, cum se stă acum cu utilizarea limbilor în sistemul educațional găgăuzii, dar și am studiat standardele internaționale în acest domeniu ca să ne ghideze în acest proces. Deci eu cușam să pornesc o mică prezentare PowerPoint ca să vizualizez într-un fel acelea concluzii la care am ajuns. Vă rog să-mi spuneți dacă o să vedeți prezentarea pe ecran. Da, văd că o vedeți acum. Bine. Așa. Deci, după cum am spus anterior, deci la baza activităților noastre sau cercetărilor noastre au stat standardele internaționale în domeniul drepturilor omului. Și, după mine, aceasta în sine este o realizare majoră, deoarece, fiind și eu originar din Republica Moldova, pot să spun că, practic, de-a lungul deceniilor, subiectul limbilor în Republica Moldova a fost un subiect politizat. Un subiect în care s-au dus luptele politice între partide, luptele geopolitice, ceea ce în mare parte a împiedicat un progres în vederea acomodării diversității lingvistice din țară. Și noi, în cadrul activității noastre, am luat o altă abordare, o abordare care este bazată pe drepturile omului. Deci o abordare nepolitizată și totul ceea ce noi am făcut în cadrul acestui studiu și în cadrul elaborării foii de parcurs, de fapt, este bazat pe acele standarde în domeniul drepturilor omului, care sunt agreate practic de toate țările ale lumii, deci standardele universale în domeniul drepturilor omului. Și aceasta în sine este un lucru important, deci fiind aceste standarde fiind universale, ar trebui în rândul lor practic să asigure și o acceptare universală a concluziilor și recomandărilor care reiesc din aceste standarde. Deci care sunt principalele principiile care stau la bază, deci a standardelor internaționale. În primul rând, oamenii, inclusiv minoritățile, au drept fundamental de a utiliza limba lor și de a învăța în limba lor. Și după cum a menționat și domnul raportor special în domeniul minorităților, de mai multe ori este vorba nu doar de instruire, învățare disciplinii a limbii materne, dar este vorba și de utilizarea limbii materne sau a limbii lor, a minorităților, ca mediu de instruire. Și acest drept este un drept fundamental, un drept care este prevăzut de
tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Al doilea principiu de bază este că, pe de o parte, oamenii au dreptul de a învăța în limba lor, pe de altă parte, statul are interes și drept legitim de a promova limba de stat prin metode pozitive, da? Deci necoercitive, prin metode de stimulare, prin metode de încurajare, de cointeresare. Deci, practic, sunt iată aceste două prevederi internaționale care stau la baza propunerii privind educația multilingvă. Ori această educație multilingvă, de fapt, este o soluție recomandată care reconciliază aceste două priorități sau aceste două prevederi, care, pe de o parte, asigură oamenilor dreptul de a învăța în limba lor, dar, pe de altă parte, oferă statului, recunoaște, de fapt, după stat, interesul legitim de a promova limba de stat ca o modalitate de asigurare a coeziunii sociale. Deci, practic, aceste două obiective concomitent pot fi realizate în cadrul unui model bun reușit de educație multilingvă. Și, deci, aceasta este unul din argumentele principale pe care noi utilizăm pentru a promova această educație multilingvă. Care sunt alte principii care urmează a fi, sau principii tehnice care urmează a fi utilizate pentru elaborarea unui bun sistem de educație multilingvă? Deci, în primul rând, copiii trebuie să-și înceapă educație în instituții preșcolare și școli primare în limba lor maternă. Asta este principiul tehnic numărul 1. Deci copiii, ca să se simte confortabil, nestresant, ca într-adevăr să-și dezvolte deprinderi generale de învățare a unei limbi, ar trebui să înceapă parcursul său educațional în limba lor maternă. A doua limbă trebuie să fie adăugată la etapele ulterioare în mod treptat, nestresant, din tâi ca obiect de studiu și mai pe urmă ca mediu de studiu pe măsură însușirii limbii respective, în paralel, clar lucru, cu continuarea instruirii în limba maternă. Volumul limbilor urmează a fi balansat, deci limbilor utilizate ca mediu de instruire, urmează a fi balansat pentru a nu admite asimilarea involuntară, sau altfel spus, pierderea identității distincte a minorităților. Da? Deci ceea ce înseamnă că introducerea celorlalte limbi, a doua, a treia, nu ar trebui ca și cum să eclipseze identitatea primară a minorităților și limba primară a minorităților. Deci, respectiv, volumurile de utilizare limbilor urmează a fi balansate în acest sens. Dacă trecem la următoarele principii, să zic așa, tehnice, educația multilingvă presupune și mediul de instruire multicultural, adică nu este vorba doar de utilizarea limbilor minoritare, dar și tot procesul educațional, conținutul educațional, materiale, urmează a fi adaptate la specificul cultural al minorității respective. Deci e vorba nu doar de o limbă, dar de mult mai mult decât de limbă și de celelalte aspecte culturale. Următorul principiu, responsabilitatea pentru asigurarea drepturilor minorităților, inclusiv, iată, în cazul nostru, pentru implementarea educației multilingve, este o responsabilitate comună a autorităților centrale și a autorităților din autonomie. Adică nu este doar a unii ramuri de autorități, doar autorităților din autonomie sau autorităților centrale, dar este o responsabilitate comună. Și al treilea principiu foarte important, planificarea și implementarea educației multilingve urmează să aibă loc cu participare directă și efectivă a grupurilor și subgrupurilor minoritare afectate. Deci, deși, iată, noi ca experți participăm în proces, decidenții participă în acest proces de promovare educației multilingve în
autonomie găgăuză, la masă cu noi ar trebui să stea și reprezentanții acelor grupuri care în mijlocet vor fi afectate de această reformă. Deci e vorba practic de părinți și de copii care eventual vor urma acest parcurs de educație multilingvă. Deci ei trebuie să fie co-decidenții în acest proces de promovare educației multilingve. Deci acestea sunt principii de bază care stau la baza și a studiului pe care l-am elaborat și a foii de parcurs. Și acum vreau să comentez un pic la primul pilon din acea foaie de parcurs sau prima etapă pe care noi propunem ca să fie în Republica Moldova, inclusiv în autonomie găgăuză, pentru a implementa această educație multilingvă. Deci acest pilon este creșterea conștientizării necesității acestei educație multilingvă. Deci e vorba despre creșterea conștientizării, în primul rând, în interiorul comunității minoritare, deci în cazul nostru, printre părinții și copiii din Găgăuzie, dar și în rândul decidenților, la toate nivelurile. Da? E vorba de nivel central, nivel autonomiei, dar și nivel local. Și această creștere conștientizării sau argumente pentru promovarea educației multilingve, iată, se bazează într-un fel pe trei necesități, putem să spunem. Necesitatea funcțională. Da, deci cu cât mai multe, cât mai multe limbi cunoști, cu atât mai multe oportunități ai. Ca și cum este un lucru firesc și clar pentru toți, dar acest mesaj trebuie promovat și repetat cu exemple. Și doamna Bășcan a adus niște exemple de originari din Găgăuzie care, datorită cunoașterii limbilor, s-au promovat în cadrul Republicii Moldova. Și sunt mult mai multe alte exemple când cunoașterea mai multor limbi, deci aduce multe oportunități în viață. Și asta este argumentul de bază, argumentul de asta pozitiv și constructiv, care ar trebui să încurajeze părinții și copiii în încadrarea în educația multilingvă. Necesitatea normativă. Necesitatea normativă înseamnă că, de fapt, Republica Moldova are această obligațiune normativă care reiese din standardele internaționale în domeniul drepturilor omului. Și Republica Moldova este obligată, de fapt, să asigure drepturile minorităților, inclusiv drepturile lingvistice, și educația multilingvă este o modalitate bună, potrivită, de a-și onora de această obligațiune internațională. Și necesitatea anticriză, iată mai ales acum, pe fundalul războiului în Ucraina și în general proceselor din lume, noi trebuie să înțelegem un lucru foarte simplu, că realizarea drepturilor omului și drepturilor minorităților este cheia prevenirii conflictelor. Deci invers, suprimarea drepturilor omului și drepturilor minorităților este deschide ușa conflictelor și crizelor. Și respectiv este clar lucru în interesul Republicii Moldova pentru a evita crize, pentru a evita conflicte, escalări în prezent și pe viitor, este nevoie de a realiza în deplină măsură drepturile minorităților și, cum am spus anterior, de această educație multilingvă este modalitatea cea mai bună în contextul actual de realizare a drepturilor minorităților. Deci, ceilalți piloni sunt, iată aici pe ecran și colegile mele vor elabora mai mult asupra acestor piloni. Eu doar aici le menționez și cu asta finalizez prezentarea mea. Deci ceilalți piloni sunt elaborare și modificarea cadrului normativ pentru a realiza iată, această educație multilingvă. Și mă bucur foarte mult că doamna președintă la început a menționat și ea despre necesitatea aceasta de modificare a cadrului normativ. Deci după care este nevoie de modificarea cadrului de politici
Și, clar lucru, asigurarea bazei pedagogice, materiale și financiare. Da? Deci, ori educația multilingvă fără un corp bun dezvoltat de profesori care vor fi gata să promoveze această reformă, cred că nu va fi posibil. Eu aici mă opresc, vă mulțumesc mult și în continuare deja vom sta la prezentările colegilor mele. Mulțumesc, Slava! Continuăm panelul cu, ofer cuvântul doamnei experte în domeniul educației, doamnei Viorele Moldovan-Bătrânac. Mulțumesc! Până se conectează, îmi permiteți și eu să salut onorata audiență, reprezentanții ai comunității diplomatice, autorităților publice centrale, mult stimată doamna Bașcan, stimați colegi și dragi prieteni, pe care mulți din care i-am făcut anume lucrând în cadrul acestui proiect. Spunea Vadim la început că Institutul pentru Inițiative Strategice este axat nu pe vorbe, dar pe rezultate concrete și deși activitatea noastră a fost axată preponderent spre efectuarea unei radiografii, analize pentru a ajuta autoritățile publice centrale în a stabili corect prioritățile și pașii care urmează să fie făcuți, eu cu mândrie și cu certitudine, așa, fără careva element de îndoială, pot să zic că un rezultat intermediar pe care noi l-am obținut este anume conștientizarea importanței educației multilingve și asigurării drepturilor lingvistice prin educație, prin cultură, prin eforturi conjugate. Și spunea Slava anterior că pe parcursul mai multor ani în Republica Moldova, atunci când se punea în discuție problema educației lingvistice, ea deseori era politizată. Mesajul de astăzi a doamnei președinte, a doamnei Bașcan, a antivorbitorilor, denotă că deja există o înțelegere unanimă, o armonie în sensul acțiunilor care urmează să fie efectuate și pașilor care trebuie întreprinși în comun. Prezentarea mea, ceva se întâmplă? Așa. Deci, prezentarea mea vine să aducă anumite detalii, așa, concretizări în logica prezentată de colegul meu, Veceslav Balan. Deci, în linii generale, am încercat să identificăm care ar fi principalele intervenții în actualizarea, dezvoltarea cadrului normativ și cadrului de politici, reieșind din performanțele atinse în domeniul studierii limbilor găgăuze și română, în contextul realităților actuale orientării Republicii Moldova spre integrare în spațiul european, asociere la Uniunea Europeană și în contextul ultimelor modificări a legii fundamentale a Constituției. Câteva cuvinte despre, i-am zis eu așa, performanțe. Poate cineva să conteste că atingerea unui, de exemplu, nivel moderat de cunoaștere a limbii române în găgăuzia nu este o performanță înaltă, dar vreau să trag atenția că în dinamică constatăm o îmbunătățire. Deci, conform sondajului Etnobarometru, vedeți că limba găgăuză o cunosc mai mult de jumătate din cei care au fost intervievați. Extrapolând, putem să zicem că acesta este nivelul moderat de cunoaștere a limbii materne în găgăuzia și un nivel moderat de cunoaștere a limbii române, dar cu tendințe pozitive, datorită eforturilor care au fost și investițiilor care au fost efectuate în special în educația timpurie, în dezvoltarea cadrului normativ și multe alte aspecte. Prin barierele lingvistice care au fost identificate și care ar trebui să fie considerate de autoritățile publice centrale și locale, la
definirea politicilor, stabilirea priorităților au fost în viziunea respondenților, deci bariere în domeniul educației, sănătății, muncă, deci probabil că aici se impun a fi efectuate studii calitative mai aprofundate pentru a identifica soluțiile cele mai potrivite. Ceva se întâmplă? Așa. În următorul slide vedeți o informație așa destul de elocventă. Deci din persoanele care consideră că limba găgăuză, adică din persoanele intervievate, 88% au apreciat limba găgăuză ca fiind limba maternă, dar vă rog să vedeți atunci când urmează să facă alegerea pentru limba de instruire a copiilor sau a nepoților, pentru că au fost intervievați și persoanele mai în vârstă, 70% au optat pentru limba rusă. Deci este limba care la moment este folosită cel mai mult în unitatea teritorială găgăuză. O altă dimensiune, să zic așa, un alt indicator al performanței care reflectă situația reală și efectele eforturilor întreprinse până acum ține de rezultatele la evaluarea națională pe niveluri a sistemului educațional. Aș vrea să atrageți atenția în special deci rezultatele la nivelul învățământului gimnazial, privind cunoașterea limbii române, care denotă un nivel mediu mai înalt comparativ cu performanța medie la nivel de țară. La nivelul învățământului liceal, din păcate, rezultatele sunt mult mai modeste, dar aș vrea să presupun că generația care au trecut deja prin educația timpurie și au fost instruiți în cadrul programelor dezvoltate cu suportul colegilor de la Antem, deci în următorii ani vor demonstra la absolvirea ciclului gimnazial și liceal performanțe mult mai bune și nu doar definite prin note, dar prin cunoașterea funcțională a limbii române. Printre motivele stăpânirii slabe a limbii române în cadrul studiilor calitative consultate, respondenții de diferite vârste au indicat 40% au indicat lipsa de timp, lipsa de dorință, calitatea joasă a predării și alți factori determinați de motivație. De fapt, iarăși mă adresez colegilor din cadrul autorităților publice centrale, locale, cadrelor didactice care sunt prezente. Această informație ne ajută iarăși la formularea sau identificarea unor soluții potrivite legate de accesul la studii, ori oferta pentru studierea limbilor trebuie să fie una proactivă, accesibilă, cum zicem noi, în timp și în spațiu, astfel încât diferite categorii de populație să ușor să acceseze astfel de programe. Și nu în ultimul rând aș vrea să mă refer aici la necesitatea dezvoltării programelor axate pe sau orientate spre diferite scopuri, diferite contexte, vârste, astfel încât investițiile care se fac să fie mult mai eficiente. Următorul aspect, cum s-a referit și colegul meu, ține de dezvoltarea cadrului normativ. Desigur că am consultat în special cadrul normativ din domeniul educației la nivel național și cel aplicat în unitatea teritorială autonomă găgăuză. Ce se întâmplă? Așa. Ceva se întâmplă la conexiune, probabil.
Și nu în ultimul rând, stimați colegi, deci aici noi, echipa de experți, considerăm că urmează a fi create echipe pluridisciplinare pentru dezvoltarea cadrului normativ, pentru că când vorbim de cadru normativ, de asemenea sunt mai multe aspecte. După cum vedeți, e nevoie de elaborarea unei legi organice noi, care prevedere fixată în Constituție, ori legea cu privire la funcționarea limbilor a fost considerată neconstituțională, adică a fost stopată funcționarea acesteia, dar sunt mai multe acte normative în vigoare și la nivelul unității UTA Găgăuzia și la nivel național, care necesită a fi colaborate, să zic așa, necesită a fi ajustate. Un alt aspect ține de eliminarea disonanțelor privind garanțiile stabilite în Codul Educației pentru studierea limbii române și limbilor minorităților naționale. Astăzi, mecanismul de finanțare în linii mari consideră posibilitatea studierii a două limbi. În Găgăuzia, în mediu, copiii studiază 3-4 limbi și, deși Găgăuzia primește aceste resurse, de multe ori trecând prin proceduri deloc nu simple, birocratice, pentru a asigura finanțarea claselor pentru studierea limbilor, claselor care sunt împărțite, așa, deci pentru studierea limbii găgăuzii, bulgare, uneori într-o instituție de învățământ în Găgăuzia e nevoie să fie studiate și 4 și 5 limbi, atunci când sunt și găgăuzi, bulgari, ucraineni, etc. Și aici, desigur, că echipa trebuie să fie construită sau constituită și din pedagogi, manageri, dar și specialiști în domeniul finanțelor. Acest pachet standard trebuie să fie expres definit și respectiv acoperit cu resurse financiare. Există o serie de norme în Codul Educației care nu tot timpul sunt interpretate fără echivoc, să zic așa, ele necesită a fi concretizate, în primul rând prin dezvoltarea mecanismelor clare, sigure, deci pentru asigurarea unei instruiri sustenabile. Și un element de asemenea care nu are dezvoltare, deci și de asemenea trebuie să fie concretizat, ține de determinarea preferințelor de studiere a limbilor, astfel încât informația obținută să fie la timp și corect aplicat în procesul de bugetare, de planificare. Un alt aspect, bine, eu deja am vorbit, n-am să mă refer, relaționarea, actualizarea cadrului legal, cel național și UTA Găgăuzia, inclusiv denumirea limbii, proporțiile pentru asigurarea acestora, care creează anumite bariere pentru alte grupe de minorități etnice care conviețuiesc în Găgăuzia, dar și în alte localități din Republică, pentru că cumva cadrul legal, de exemplu în Găgăuzia, este orientat în special spre susținerea minorității Găgăuzie. Deci iată, această adaptare urmează să fie efectuată. Cerințe pentru dezvoltarea și evaluarea competențelor de comunicare eficientă. Deci, dumneavoastră cunoașteți în special cadrele didactice, de regulă evaluarea se efectuează la finele ciclului primar, gimnazial, liceal, nu tot timpul este efectuată evaluarea conform cadrului european de cunoaștere a limbilor, preponderent evaluarea scrisă. Deci astfel, dacă vrem să atingem un nivel de cunoaștere și utilizare funcțională a limbilor, desigur că trebuie să fie diversificate instrumentele de evaluare a acesteia, mai ales, bine, nu mai ales, adică pentru toate, dar și limba română și limba găgăuză, ar trebui această evaluare să fie efectuată mai frecvent și prin diversificarea instrumentelor.
Cerințe pentru formare și certificarea cadrelor didactice multilingve, dacă așa am înțeles că politic este susținută această idee, efectiv trebuie să completăm cadrul normativ în sensul pregătirii astfel de cadre didactice, respectiv curriculă, certificarea, pentru că astăzi, în linii mari, cadrele didactice absolvesc programe bilingve, da? Și atunci și aici trebuie să ne gândim deci ce schimbări facem. Mai mult ca atât, eu cred că în condițiile sau nivelul pe care l-am atins, absolvenții de liceu de regulă vin deja cu un nivel destul de înalt de cunoaștere a limbii materne, a unei limbi străine, și atunci demersul de extindere a portofoliului de limbi care sunt studiate în universități este, după mine, mai simplu. Asigurarea drepturilor lingvistice în educație prin planificare și monitorizare eficientă. Codul educației conține o serie de elemente până când direcțiile de învățământ urmează să prezinte informații cu privire la numărul de clase, numărul de copii, dar din păcate elementul sau informația specifică pentru împărțirea claselor, pentru studierea limbii, nu este prevăzut, nu este prevăzută informația specifică pentru pregătirea sau reconversia profesională a cadrelor didactice în vederea asigurării la timp a resurselor necesare pentru asigurarea procesului educațional. Nu am inclus în prezentarea mea informație cu referire la Programul Național de Studiere a Limbii Române, pentru că Ministerul Educației deja și-a îndeplinit sarcina, acest program este elaborat. Doar la această etapă aș vrea să menționez câteva aspecte pe care noi le-am constatat în procesul analizei. Este asigurarea sustenabilității, doi, asigurarea cu resurse financiare suficiente și al treilea aspect care în viziunea noastră este important, includerea indicatorilor calitativi de monitorizare. De regulă, indicatorii sunt cantitativi, bazate pe produse, pe programe, număr de profesori instruiți, dar iată anume nivelul performanței de comunicare nu prea este inclus, pentru că, de fapt, ăsta este scopul spre care tindem și aceasta ar fi sugestia noastră. Ținând cont de standardele internaționale despre care a vorbit Veceslav, am considerat oportun ca eforturile de promovare a limbii găgăuze, care, conform evaluării UNESCO, este sub riscul dispariției, ar trebui să fie susținut și la nivel național, nu doar la nivel local, deci de autoritățile autonomiei. Și aveți încă câteva, hai să zic așa, argumente care denotă importanța dezvoltării și includerii în foaie de parcurs a necesității elaborării unui program de susținere a limbii găgăuze, drept un activ al patrimoniului cultural național, dar și european. Actualizarea cadrului normativ la nivelul UTA Găgăuzia, de fapt cu mulți din cei prezenți aici în sală, noi aceste aspecte le-am trecut în revistă. Pentru cei care asistă astăzi pentru prima dată, doar aș vrea să atrag atenția că este nevoie de corectarea unor aspecte care în formula actuală îngrădesc sau ating drepturile lingvistice a minorităților a altor minorități naționale care conviețuiesc în autonomie. Eu cred că aici specialiștii lingviști și juriști o să vă acorde atenție, dar acestea sunt aspectele care urmează a fi corectate. Al treilea aspect sau pilon la care s-a referit și Slava ține de politici. De fapt, cu detalii mai concrete va veni colega mea Mariana Glușcova, dar ce vreau să atrag atenția? Deși inițial noi am analizat politicile specific destinate învățării limbii găgăuze, limbilor minorităților, aplicate în domeniul educației, pentru a atinge obiectivele
absolut necesare viitorului societății, deci de dezvoltare personală, socială, economică, pentru mobilitatea care devine acum tot mai intensă și raliere la valorile comunitare, evident că politici unisectoriale nu sunt suficiente. Câteva recomandări așa care le-am prioritizat în baza discuției, multiplelor discuții și conferințe intermediare pe care le-am organizat pe parcursul proiectului. Deci, în primul rând, alinierea documentelor de politici la performanțele actuale. Eu am prezentat câteva, desigur că Ministerul Educației mai deține și o bază destul de bogată cu informații referitor la evaluările externe pe localități, pe instituții și aici este loc pentru intervenție. Realizarea studiilor calitative pentru identificarea celui mai potrivit model de educație multilingvă. Și doamna Bașcan și antevorbitorii au menționat că în Găgăuzia acest model deja funcționează. Nu tot timpul este, hai să zic așa, sustenabil. Nu este masa critică de vorbitori de limbă română, de limbă găgăuză. De aceea, probabil că este nevoie totuși de o anumită, hai să zic așa, asamblare tactică corectă în perspectiva standardelor despre care a vorbit și Veceslav, deci pornind de la limba maternă și extinzând portofoliul de limbi. Includerea în lista priorităților pentru cercetare și inovare, dezvoltării concepției lingvistice, modelelor de multilingvism în contextul Republicii Moldova. Deci aceasta este o sursă suplimentară de finanțare, dar în primul rând este o sursă bună de expertiză și de conectare a deci învățământului general și învățământului superior. Planificarea trebuie să fie un proces colaborativ, derivă de asemenea din standarde. Asigurarea dreptului fiecărei instituții de învățământ se decide dacă intră în programul de educație multilingvă. Vorbea Slava că extinderea modelului de educație multilingvă trebuie să fie bazat, deci pe, adică să nu fie impus, dar să fie deci de o manieră pozitivă și binevolă. Deși trebuie să fac legătură și cu mesajul doamnei președinte, care zicea și eu sunt absolut de acord că în perspectivă, deci de la această fază de voluntariat, trebuie să conștientizăm că educația multilingvă trebuie să devină o normă, doar modelele de îmbinare, de realizare, de extindere a efortului, desigur că trebuie să fie stabilit de către specialiști și în colaborare cu părțile interesate. Dezvoltarea programelor universitare naționale și comune, acele joint sau double degree, pentru formarea cadrelor didactice cu competențe de comunicare multilingvă și nu doar profesori de limbă, dar și profesori la alte discipline din cadrul curriculumului național. Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare pentru a îmbunătăți învățarea, testarea cunoștințelor, dar și accesul la programe, cum vorbeam anterior, axate pe diverse scopuri, vârste, necesități. Crearea unei platforme naționale de monitorizare și asigurării a finanțării adecvate a programelor de dezvoltare a competențelor de comunicare în limba română. Știți, date generalizate la nivel de țară este mai ușor să obții, este mult mai dificil să obții date dezagregate care îți permit să dezvolți soluții specifice pentru localități concrete sau grupe de minorități naționale. Dezvoltarea și consolidarea infrastructurii mediului lingvistic din Găgăuzia, ați văzut în primele slide-uri, primele informații, deci în comunicarea cotidiană, dar și administrativă, predomină limba rusă și iată aici probabil că eforturile depășesc limitele sectorului educațional, aici ar trebui să fie anumite norme atât în legea cu privire la funcționarea limbilor și crearea infrastructurii și condițiilor de aplicare a limbilor.
Susținerea din bugetul de stat a mobilității academice și profesionale și eficientizarea colaborării internaționale în cadrul conferințelor purtate, mult s-a vorbit despre necesitatea intensificării acestor relații cu România și cu Turcia, dar eu cred că area geografică poate fi extinsă, pentru că a vorbit și doamna Bașcan astăzi despre modelul implementat în educația timpurie din Italia. Deci aici deja Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Externe ar trebui să consolideze eforturile pentru a obține mai multe oportunități. Inclusiv vreau să atrag atenția că la nivel comunitar, deci a fost lansat un proiect nou de dezvoltare a tehnologiilor, sau să zic așa, tehnologiilor digitale pentru promovarea învățării limbilor, din care probabil că și noi am putea, nu m-am aprofundat ca să vă zic exact care sunt condițiile, dar este o oportunitate care trebuie considerată. Includerea educației multilingve în calitate de mecanism a coeziunii sociale, aici este vorba deja de utilizarea resurselor din domeniul culturii, din domeniul relațiilor interetnice, diplomatice, și integrarea obiectivelor educaționale, culturale, sociale. Deci mă repet, dar vreau să vă zic că dezvoltarea programelor exclusiv în domeniul educației nu vom putea crea acel mediu lingvistic care motivează populația să studieze limba română și limba maternă. Aici am selectat recent un exemplu foarte elocvent, deci Cătălin Josanu fiind cu un concert la Comrat, iată, într-un dialog cu o doamnă așa foarte mulțumită, care i-a zis că, apropiindu-se cu flori de el, a zis că după ce v-am ascultat azi, voi învăța limba română. Da? Deci, iată, prin diverse programe, desigur că putem motiva. Și aici vreau să vă zic că încă un moment care poate mi-a scăpat așa în prezentare, cumva accentele tot timpul erau puse pe formarea inițială, deci ne scapă și activitățile extracurriculare, care deci ajută foarte mult la însușirea limbii. Am să fac aici un pic așa, sper să nu vă răpesc prea mult atenție, dar fiica mea a fost în timpul școlii într-un program de schimb în Germania și deci managerul instituției i-a recomandat pentru a însuși mai bine limba să opteze pentru disciplina opțională teatru. Și ea zice, uite, atât de mult mi-a ajutat jocul ăsta în spectacole, deci de a simți limba. Deci eu cred că este un alt exemplu de bune practici care trebuie preluat. Deși, iată, în Găgăuzia disciplina arte este prevăzută pentru a fi studiat în limba găgăuză sau în limba română. Eu aici, profitând de faptul că este și doamna Căzacu, aș sugera diversificarea obiectelor la componenta artă, deci nu doar desen și muzică. Ar trebui să fie și dans, și teatru, și film, pentru copiii de astăzi sunt dinamici, vor tehnologii noi și eu cred că diversificând aceste opțiuni, apropo, am văzut acest element și în programele Antem dezvoltate pentru instituțiile de educație timpurie, unde deci au fost elaborate cu suportul artiștilor noștri notorii diferite scenete și în română și în găgăuză pe baza poveștilor naționale. Deci avem deja exemple bune care trebuie să fie susținute, așa, adică astfel încât aceste programe frumoase să fie sustenabile. Și deci am început cu aceea că rezultatul proiectului nostru este de fapt o bună înțelegere, o conștientizare a asigurării dreptului lingvistic pentru minorități, dar și studierea limbii române în cadrul educației. Aici aveți din cadrul altui eveniment, deci un îndemn a doamnei Sandu, unde puteți vedea
susținerea eforturilor și susținerea armoniei prin studierea limbilor. Avem aici în sală pe doamna Vlah, dar de asemenea în cadrul altui eveniment deci a susținut importanța studierii limbii române și acestei coeziuni sociale prin principalul activ, adică printr-un activ important pe care îl avem noi, limbile minorităților naționale, și am vrut să aduc și, să zic așa, o maximă de cea lui Nelson Mandela, care spune că dacă vorbești unui om în limba pe care o înțelege, vei ajunge la mintea lui, dar dacă vorbești în limba sa, vei ajunge la inima lui. Și unind toate aceste maxime, deci trebuie să învățăm limbile pentru ca să gândim, pentru ca să prietenim și pentru ca să ne dezvoltăm în armonie și să aducem toată lumea acasă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Moldovan Bătrânac, și o să continuăm cu prezentarea. Continuăm cu prezentarea expertei internaționale în domeniul educației multilingve, doamna Marina Glușcova. Marina, vă am slova. Da. Ne auziți? Dar dumneavoastră? Мы вас видим, вы нас видите, слышите, мы вас видим. Видим, я открываю презентацию, почему-то не вижу, вот все. Мы видим вашу презентацию. Да, спасибо. Vă mulțumim frumos și bună ziua, stimați colegi și participanții acestei conferințe, și vă mulțumim frumos pentru posibilitatea de a face parte din acest proiect și de a avea o experiență, și îmi pare că în Moldova are o provocare mare, dar foarte folositoare, și mie îmi pare că colegii care au participat și au avut abordarea înaintea mea, de fapt toate cercetările au arătat că societatea este gata pentru schimbări în educație, și Găgăuzia ne-a arătat această experiență, și de fapt sunt foarte multe posibilități ca să organizăm eficace și referitor la limba română, și atât pentru un abord european. Pentru că limba română este limba de stat, poate nu este eficace referitor la notificarea actuală la nivel metodic, atât și pedagogilor de limba română, și posibilitatea ca repede să schimbăm situația referitor la posibilitatea vorbirii limbii de stat, dar cei care lucrează cu limba găgăuză, și aceasta de fapt este o întrebare mai dificilă, dar în regiune avem această experiență deja de
implementarea studierii limbilor a minorităților și să facem, să ne familiarizăm cu experiențe internaționale și consider că în prezentarea mea, în timpul care ne-a rămas, să vin cu câteva argumente, o programă sau alta se poate implementa într-o țară și poate fi fortificată și și tendințele în care să ne dezvoltăm. Dar înainte ca să procedem, aș dori să ne uităm care sunt scopurile în educație, ce ne punem să dezvoltăm în Găgăuzia, în afară de această coeziune care este de fapt de întreținerea limbii materie, la fel și limbii bulgare și altor minorități care locuiesc pe acest teritoriu și dacă noi ne uităm la dimensiunile umane la nivel profesional și posibilităților economice și a celor absolvenți a școlilor și dacă ne uităm la aceste modele, este echilibrată și voi vorbi mai târziu care sunt discrepanțele, dar de fapt limbile și în special pentru copii, tineret care trebuie să posede limbile în comparație cu scopurile și perspectivele și un alt scop care noi trebuie să ne oprim este acel ca educația în domeniul limbilor nu poate să fie desprinsă de alte politici care de dezvoltare în Republica Moldova și aceasta este legată cu politica dezvoltării limbilor și atunci când trebuie să fie sincronizată cu sistemul educațional pe ansamblu, dar de fapt acestea se pot numi diferit, dar aceasta poate fi politici a tineretului, a muncii și alte politici care vor fi conexate nu numai cu economia, nu numai cu educația, dar și cu economia, chiar dacă noi vom da copiilor sau oamenilor trei limbi, dar ei nu vor vedea cum să pot implementa în practică, atunci noi nu putem să vorbim despre eficacitatea problemei. De fapt, dacă să vorbim despre educația în acest proiect, pentru că avem o experiență deja destul de mare unde putem soluționa diferite probleme. Învățarea limbii materne de către minorități sau de fapt să soluționăm diferite situații conflictuale. Atât din punct de vedere măsuri politice, atât programe multilingve care dă posibilitatea să găsim o abordare specială pentru învățământ, ceea ce ne dă posibilitatea de a introduce în această sistemă acele sarcini multilingve și dacă ne uităm pe țări, ele sunt echilibrate, ele sunt dezvoltate sau sunt altele care sunt în curs de dezvoltare. Ele sunt foarte diferite și în dependență de scopurile, ele soluționează diferite întrebări. În dependență cum aceste țări, de exemplu, cele care sunt în tranziție, cele care vin de la sistemul sovietic, dar vedem că folosind această educație multilingvă, de exemplu, în Kazakhstan și programa națională
acolo când este în afară de cea de stat, sunt și cele limbi străine pentru dezvoltare. La fel sunt programe pentru dezvoltarea minorităților care sunt incluse aceste programe multilingve, care dau posibilitatea acestor grupuri ca să-și soluționeze problemele. Și avem o situație similară în Kirghizistan, pentru că noi folosim limbile de stat, dar mai avem și uzbeci și cei ce dă posibilitatea să amplificăm studierea limbilor lor. De fapt, aceste programe polilingve au început anterior în dependență de grupurile etnice care trăiesc pe teritoriu. Și în Georgia este puțin diferită, pentru că sunt armeni, gruzini și alții, și ei discută cum să îmbunătățească calitatea cunoașterii limbii de stat. La fel în Italia, în partea de sud a Tirolului, pentru că sunt cei care grupuri care vorbesc în italiană, în germană, și sunt un grup ladin, cei ce ne dă posibilitatea de a dezvolta diferite programe de dezvoltare a acestor limbi ca italiană, germană, dar mai sunt și programe care dezvoltă aceste trei limbi, italiană, germană, ladină, ca limbă străină. Și este o situație similară a cea din Olanda, pentru că este o grupă de studiere limbii frize și abordarea studierii limbilor este diferită, dar toate aceste experiențe ne arată că copiii cunosc la un nivel foarte bun atât limba friză, cât engleză, cât și olandeză, și sunt multe alte regiuni, dar este foarte important să desprindem din această listă că fiecare țară poate să-și pună în practică anumite scopuri, și pentru dumneavoastră trebuie să soluționați atât limba de stat, cât și limba găgăuză maternă. Mă voi repeta, aceasta este o întrebare care trebuie pusă în practică. Dacă ne uităm la modelele de educație a plurilingvii, putem să învățăm în limba maternă și apoi să învățăm alte limbi, ceea ce ne dea mări numărul de studiere a acestor limbi, și vom avea rezultate esențiale, vizibile. Și după aceea, altă etapă, atunci când deplină sau parțială dezvoltarea și studierea limbii, atât la diferite nivele, inițial, mediu și mai târziu. Și mai sunt programe care putem să studiem atât de plin, cât și să limităm studierea limbii materne, cât și prima limbă, și posibilitățile de dezvoltare a limbii străine. Dacă să vorbim de ce noi alegem și recomandăm referitor la obiect și limba studiată, acesta, să vorbim despre diferite limbi. Acestea sunt de a crea un mediu
natural pentru dezvoltarea și întrebuințarea limbilor, de exemplu a limbii române, și argumentul de bază este că noi nu avem discuții zilnice în această limbă și de aceea această limbă, acest model va fi mai eficace. Și al doilea aspect foarte important este că limba o învățăm sau o cunoaștem nu doar pentru a comunica în stradă, la magazin, sau, dar aceasta ne dă posibilitatea să învățăm la un nivel înalt academic și de a continua studiile deja în universitate, ceea ce este important deja pentru noi, ceea ce vedem în Lituania, referitor la grupurile de minorități care trec prin aceste programe. Este foarte important pentru aceste programe, pentru că noi putem să le dezvoltăm în cadrul acelui perioadă de timp a anului școlar. Pentru că noi cunoaștem că acea povară și finanțarea sistemului de educație, aceasta de foarte multe ori este un argument pentru aceasta. Cu siguranță aceasta necesită diferite abilități de pregătire, dar este important însă și conținutul acestei programe. Acestea sunt programe de studiere maternă și de multe ori sunt și regionale. Este un sistem foarte permeabil pentru a îmbunătăți la nivel de regiune, cât și școală, așa cum am spuneam, în școli studiază atât grupurile minorităților găgăuze, cât și bulgari și altele. Este foarte important ca aceasta influențează nu doar la dezvoltarea competențelor și abilităților la copii, dar la fel și de posibilitatea la dezvoltare altor flexibilitate și cei ce ne dă posibilitatea copiilor care învață mai multe limbi în comparație cu copiii care învață în limba maternă. Și ultima, ceea ce eu aș dori să vă spun, că aceasta coordonează cu celelalte sisteme de educație la acestor legături între diferite obiecte. Nu este suplimentar, un element suplimentar, dar poate să lucreze pentru dezvoltare sistemului de educație general. Și ultimul slide care aș dori să comentez, pentru ca această programă să fie eficace realizată, este important în comparație cu acele schimbări, ceea ce a menționat domnul Balan și doamna Viorelia, trebuie să avem aceste schimbări organizaționale și a sistemului, pregătirea pedagogilor, și avem nevoie de un efort suplimentar referitor la notificare și pentru etapele de bază a studiului avem nevoie de curriculum, nu, și resursele de educație. Și aici aș dori să menționez că de multe ori ne se pune întrebări referitor la manuale și la experiența din alte țări, și eu cunosc așa țări
nu era eficace, că nu era suficiente, dar resursele au fost foarte mari și deci această experiență ne arată că este bine manualele care le avem și dacă să studiem în trei limbi, atunci să pregătim, dar resursele și de bază care se folosesc în cadrul studiului. Bineînțeles, avem metode speciale pentru studiul limbii române și limbii găgăuză și recomandate referitor la acest studiu. Eu aș dori să mă opresc la următorul slide, că dacă vorbim despre structura organizațională, atunci vedem că în unele structuri trebuie să fie noi sau să se combine cu cele deja existente. Și planificarea și monitorizarea și înțelegerea a celor schimbări care avem nevoie de a face anual și să ne uităm în perspectivă și ce va fi de fapt și cum aceasta se va reflecta asupra programului. Aceasta este foarte... Dacă să ne uităm dintr-o parte, noi vom vedea că pentru implementarea aceasta de succes este o abordare de afaceri, business, pentru a o monitoriza și să vedem unde este necesar de a face anumite corectări pentru ca aceasta să funcționeze eficace. Și dumneavoastră ați văzut deja, în special dacă lucrează în această sistemă cadre profesionale, atunci la fiecare nivel trebuie să înțelegem că trebuie să aibă o responsabilitate și o dedicație pentru realizarea acestui program multiling, pentru că aceasta depinde și de nivelul național, pentru că aceasta este este prioritar și de fapt se orientează pentru acei donori care susțin aceste programe prin anumite recunoaștere, concursuri, atunci când societatea are, la nivelul societății, deja sunt alte dimensiuni pentru a implementa această programă multilingvă și atestare. Eu nu știu ce aveți dumneavoastră în țară, dar sunt anumite sisteme care sunt conexate cu competența școlilor, a profesorilor, pentru că nu toți pot să devină o sistemă care să facă parte sau să nu facă parte din această inițiativă pentru a influența referitor la salariul profesorilor, motivarea lor. Posibil aceasta este totul pentru astăzi. Dacă aveți anumite întrebări, vă mulțumim frumos, doamna Maria. Proiectului nostru au elaborat raportul și foaia de parcurs cu anumite recomandări, au venit cu concluzii, recomandări și cu bunele practici pe care le-au identificat. Ulterior conferinței vom putea transmite și prezentările experților, precum și informația unde poate fi găsit acel raport și acea foaie de parcurs pe care au fost elaborate în cadrul proiectului. Acum propunem să trecem la panelul 2 al conferinței de astăzi, după care ulterior va urma și sesiunea de discuții. Și o invit pe colega mea, Ina Șupac. Da, și eu aș invita pe doamna Liliana Nicolaescu-Onofrei, doamna Adriana Cazacu și Natalia Nicolaevna Cristeva și domnul Mărus Dmitri, poftim. Într-adevăr, cum și au spus antevorbitorii, este foarte important ca aceste concluzii și recomandări elaborate
în cadrul acestui proiect să nu rămână undeva în sertar, dar într-adevăr să devină un instrument eficient pentru factorii de decizii și este foarte important ca să fie consecutivitatea în implementarea politicilor publice. Și cu mare plăcere aș dori să dau cuvântul persoanei care cred că cei care sunt prezenți în sală cunosc această informație din CV-ul dumneaei, dar cei care ne privesc acum live de pe privesc eu, vă zic că doamna Liliana Niculescu-Năfrei, printre altele, dar are și o experiență foarte vastă de a analiza experiența educației multilingve în Asia Centrală. Doamna Niculescu-Năfrei, poftim! Bună ziua! Vreau să încep prin a felicita IPIS și toți partenerii pentru acest eveniment, pentru că vedem în această sală adunate toate părțile interesate și părțile de care poate și trebuie să depindă o schimbare în momentul în care depunem cu toții efort pentru ca într-adevăr acesta să fie un proces de coeziune. Nu sunt eu astăzi singura din Parlament, este și Natalia, colega mea este aici, Natalia Davidovici, una dintre persoanele care este și o demonstrație bună a cunoașterii limbii materne și limbii române și limbii engleze și nu numai. Da, poate n-ar fi rău să adaug în CV-ul meu un moment onorabil și aici vreau să o salut pe doamna Marina Glușcova, pentru că i-am fost colegă pe vremuri în tinerețea noastră în Kârgâzstan, atunci când am muncit în regiune pentru înaltul comisar pentru minorități naționale al OSCE și am avut onoarea să lucrez împreună cu Marina și cu echipa dumneaei. Ziceam de prezența părților interesate pentru că, da, probabil nu este cazul să mă opresc aici pentru că dumneavoastră, cei prezenți, cunoașteți deja, nu este prima întâlnire, este cumva întâlnirea de finalizare a acestui proiect important care înseamnă foaia de parcurs. Noi ne-am mai întâlnit și în alte discuții și pilonii care sunt cumva marcați în această foaie de parcurs ca elemente importante pentru a ajunge la o schimbare calitativă a situației, așa cum spunea și doamna Tânac mai înainte, sunt deja foarte clari pentru noi. Da? Și de aceea eu nu mă voi opri la alte detalii care sunt integrate acolo. Este clar că noi toți împreună și cei care au posibilitatea la nivel politic să ia anumite decizii și cei care au posibilitatea la nivel executiv să ia anumite decizii. Și aici avem toți colegii, da? Și de la nivel central și de la nivel regional, dar și toți cei care sunt cu parte de experiență și expertiză în domeniu și toți cei care sunt și practicieni ai domeniului, avem acum posibilitatea să lucrăm împreună pentru a schimba situația. Pentru că aș vrea să remarc doar câteva lucruri importante, sunt sigură că colegii din acest panel vor veni și dumnealor cu detalii pe cât se poate de importante. Eu aș vrea doar să mă opresc la două lucruri sau două tipuri de efort pe care cred eu că ar trebui să le facem, pentru că ar trebui să vedem cine din sistem și cine din organismele existente în sistem acum nu este poate suficient de implicat și nu este parte a acestui proces și ar trebui să fie. Și aici vreau să mă refer per ansamblu, dacă este vorba de instituțiile de stat, eu cred că colegii noștri de la Agenția pentru Relații Interetnice ar trebui să aibă și capacitare și o implicare mai mare și poate împreună să gândim niște lucruri care se pot întâmpla și cu concursul și cu sprijinul dumnealor. Nu în ultimul rând și dumnealor sunt cei care pot să fie foarte vocali și fiind direct în cooperare cu guvernul, pot să bată și dumnealor cu pumnul în masă, chiar vă rog să o faceți, nu numai politicienii să bată cu pumnul în masă, da? Dar e vorba de eforturi care trebuie să fie susținute nu numai la nivel de reglementări și politici pe hârtie, dar și parte de sprijin ulterioară
pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea domeniului, deci parte financiară, evident. Mă bucur faptul că Ministerul Educației deja, cu sprijinul OSCE, a și inițiat un grup de lucru pentru dezvoltarea subiectului în speță, deci partea de dezvoltare a concepției educației multilingve, și asta este un mare plus. Datoria noastră a tuturor este să facem ca toate aceste plusuri care sunt pe hârtie să se transforme și în lucruri practice, lucruri aplicabile și cu adevărat într-o realitate. Un alt moment pe care aș vrea să-l subliniez ține de ceea ce este destul de bine descris și în foaia de parcurs și în prezentările colegilor, de asemenea a fost menționată partea de pregătire a cadrelor didactice, evident pe ambele paliere, și formare inițială și formare continuă, și aici colegii din organizațiile neguvernamentale, în special Antem, au făcut destul de mult, pentru că ceea ce a fost din partea dumnealor ca investiție în formarea cadrelor didactice și în formarea continuă, foarte mulți dintre noi, cei care au făcut filologie română, nu au făcut, aici este și domnul Axan, deci noi mare treabă specializare de predare a românei ca limba a doua nu am prea făcut. După asta am învățat, din mers, și de multe ori au fost studenții noștri cei care au făcut să ne dăm seama, dar asta erau timpuri vechi, deci eu am absolvit în 90. Exact. Dar este vorba de această parte de formare inițială și continuă care trebuie regândită, și aici alte instituții care trebuie să fie mult mai implicate sunt, bineînțeles, și instituțiile noastre de învățământ superior. Eu cred că cumva nu a fost poate cea mai bună evoluție a situației atunci când Universitatea Pedagogică Ion Creang, care avea specializările care vizau, deci specializări duble, română și găgăuza română și bulgara română și ucraineana, nu știu dacă a fost cea mai bună evoluție atunci când s-a schimbat în întregime conceptul de pregătire și întreaga situație, pentru că așa cum sunt sigură că au menționat și colegii anterior și doamna Bașcan de multe ori vorbea despre acest lucru, e importantă partea de conștientizare, dar dacă mediul de comunicare este altul în Găgăuzia, da? Deci deocamdată nu este suficient, atunci ce facem noi pentru ca să putem crește acest mediu de comunicare, încet, încet să găsim elemente și soluții. Chiar nu de mult am avut o discuție cu colegi de la televiziunea publică regională, da? Deci din Găgăuzia, și dumnealor ar vrea să contribuie mai mult, dar toți cumva întâmpină aceste probleme. Partea de programe în română pe care trebuie să o îndeplinească conform legii, specialiștii bine pregătiți pentru asta, de ce nu? Ei ar fi deschiși să facă și mai mult pentru învățarea limbii găgăuze și pentru învățarea limbii române, dar pentru asta e nevoie de capacitare, evident. Deci, cred că aici trebuie să găsim, să intercalăm aceste elemente axate pe pregătirea cadrelor didactice în domeniu și să le avem în vizor și atunci când o să lucrăm, și Ministerul Educației își propune în viitorul apropiat să lucreze și la Programul Național pentru Dezvoltarea Resursei Umane în Educație, deci să avem în vizor și această parte. Este, bineînțeles, un element care poate, iarăși, ar mai trebui gândit, revăzut, revizuit, dar iarăși colegii care vor lucra în, și eu am să pun și eu umărul în măsura posibilităților, au răsunat aici exemplele de discipline, da, care sunt studiate în limba română. Același lucru poate fi spus și despre disciplinele care ar putea să fie studiate în limba găgăuză. De obicei, situația este, din experiența mea, este cam asta. Școlile aleg fie discipline la care nu există riscuri de evaluare și de luare de note proaste. Am dreptate, da. Sau discipline la care există pedagogi care pot să comunice în limba respectivă, în găgăuză sau în română. Deci, din punctul acesta de vedere, deși există o mulțime de alte elemente foarte bune și atunci când vorbim de discipline ca artele sau ca educație tehnologică,
Fără îndoială, există aceste elemente, dar ele nu sunt printre disciplinele care au cea mai mare posibilitate sau masă de vocabular și de posibilitate de studiere propriu-zisă a limbii, da? Lucru care este mai dificil, dar dacă vă uitați în foarte multe dintre experiențele binecunoscute din Asia Centrală și Marina le cunoaște foarte bine și în Kârgâzstan și în Kazahstan, în Kazahstanul de Sud, în Shymkent, de multe ori disciplinele alese de familii, pentru că la vârstă mică și părinții sunt foarte mult implicați, sunt tocmai cele în care copiii au de susținut examenele de finalitate, deci discipline exacte. De exemplu, matematică, chimie, fizică, în funcție de interesul copiilor. Și pentru că asta este motivația și pentru că ei asta vor să susțină și să facă și mai departe, în, poate și în profesie, deci alegerea ține și de asta. Dar din nou ne întoarcem la partea de cadre didactice. Deci asta trebuie să avem în vizor și să încercăm de pe acum să schimbăm situația, ne mai vorbim de faptul că noi avem o situație complexă în ceea ce privește asigurarea cu cadre didactice în general, nu doar la partea de limbi, să zicem, da? Aș mai vrea să mai zic un lucru. După mine, este foarte important accentul care se pune în ultima perioadă și eu mă bucur că încetul cu încetul noi ne-am îndepărtat de la situația în care limbile, oricare dintre limbile noastre care se predau ca limba a doua, da, fie româna ca limbă de stat, fie rusa ca limba a doua, fie limbile străine. Încetul cu încetul ne-am îndepărtat de un concept care te impunea să înveți pe de rost și mai mult nimic. Deci partea de comunicare este cea mai importantă și eu mă bucur că pe vremuri, în 1997, am fost prima autoare de program de limba română altfel decât până atunci, fără studiul literaturii cu axare pe alte aspecte, dar această parte de axare pe comunicare, noi avem nevoie să găsim și modalități, așa cum ziceați și dumneavoastră mai înainte, dintre antevorbitorii mei, ați menționat partea de extindere, de ieșire doar din programul școlar, partea de activitate extracurriculară și, mai mult de atât, partea de proiecte în comunitate. Cu siguranță astea pot fi făcute. Experiența mea cea mai frumoasă în acest sens, cum se poate ieși dintr-un program simplu și merge pe interesele copiilor, a fost din nou pe vremuri când predam limba română voluntarilor americani din Corpul Păcii. Și noi, într-un program de 101 ore, aveam voluntari care ajungeau la nivelul avansat. Câte ore aveam în școală de română și de găgăuză? Și care este nivelul la care ajung copiii? Dar noi, într-adevăr, încercam să ieșim din ceea ce înseamnă simplu un program axat pe competențe, ce trebuie să înțelegi, ce trebuie să poți spune și așa mai departe, dar mergeam și pe interesele celor cu care lucram. Eu, de exemplu, am făcut un curs special pentru voluntarii americani de gătit în limba română, deci de făcut mâncare. E drept că mi-au cerut să facem colțunaș cu ciocolată și asta a fost o leacă mai complicat. Dar este vorba și de crearea unor contexte axate pe interesele copiilor și care să le dea posibilitatea ulterior să-și folosească competențele și să înțeleagă, uite, de asta am nevoie dacă vreau să mai fac și cu tare chestie. Mă uitam de uneori la reportajele despre olimpiadele școlare și ăsta este un context foarte bun. Deci, contexte de concursuri naționale, mai mult decât doar olimpiadele școlare, dar încă ceva, concursurile creative la nivel național la care se participe copiii vorbitori de limbă maternă cu diferite limbi, dar cu interese comune, iarăși, sunt o mulțime de opțiuni pe care noi trebuie să le gândim și, cum ziceam, să batem cu pumnul în masă și pentru finanțe și aici să știți că trebuie să batem și noi, cei din Parlament și dumneavoastră tot și guvernul tot, depinde când și cum, dar vreau să închei cu aceea că dacă nu facem un efort comun cu toții, și cei de la nivel decizional politic și decizional executiv și de expertiză și practicienii, atunci nu o să reușim prea multe pentru copiii noștri, dar ceea ce scrie în titlul sau în deviza acestui proiect este foarte important. Promovarea coeziunii sociale. Noi avem nevoie de aceasta și mai ales și din perspectiva țintei noastre comune a integrării europene, deci noi chiar avem nevoie de coeziune socială prin orice mijloace am putea pune în funcție. Mulțumesc!
Vă mulțumim mult, stimată doamnă Niculescu-Onofrei, pentru acest mesaj de inspirație și de încurajare. Într-adevăr, dumneavoastră ați menționat ca și experții noștri în acest studiu elaborat că multilingvismul nu este numai despre educație, da? Este o noțiune mult mai largă și include inclusiv și diversitatea culturală. Da, noi toți, noi cu toții se vede că suntem de acord despre necesitatea coagulării eforturilor a tuturor părților interesate din Chișinău, din Comrat. Dar noi cu toții cred că suntem conștienți de faptul că volumul cel mai mare, da, în acest sens, da, volumul de inclusiv și coagularea acestor eforturi cade anume pe umerii Ministerului Educației și Cercetării. Și evident că noi cu toții cei prezenți în sală, cei care ne urmăresc pe privesc eu, salutăm faptul că pe data de 3 noiembrie anului trecut domnul ministru Topală a semnat ordin cu privire la crearea grupului de lucru cu privire la elaborarea conceptului educației multilingve. Și cu acest prilej aș dori să transfer, să dau cuvântul doamnei Adriana Cazacu, secretar de stat Ministerului Educației și Cercetării. Poftim, doamna Cazacu! Mulțumesc! Stimați colegi, sunt onorată să vă salut în cadrul acestui eveniment și cred că este o modalitate foarte frumoasă de a sărbători într-un fel Ziua Internațională a Limbilor Materne printr-un asemenea eveniment, un eveniment care își propune coeziune socială. Salut autorii acestui studiu. De altfel, am avut o ședință anterioară în care au fost prezentate rezultatele studiului și toate recomandările ne sunt cunoscute. Mai mult decât atât, aș putea zice că multe dintre ele deja sunt pe cale de implementare. Suntem în mare parte în acord total cu autorii acestui studiu. Există într-adevăr o problemă în ceea ce privește cunoașterea limbii române, dar și cunoașterea limbii găgăuze în unitatea teritorială administrativă Găgăuzia. Acest fapt constituie un impediment, o barieră pentru accederea tinerilor care absolvă instituțiile de învățământ general din regiunea dată la studii superioare în instituțiile naționale. Există un impediment și în încadrarea tinerilor pe piața muncii și fără îndoială că trebuie împreună să contribuim la redresarea situației și împreună să identificăm cele mai bune soluții. Eu pe parcurs am ascultat și astăzi încă o dată, a câta oară cu atenție, prezentările făcute de doamnele și domnii experți. Și mi-am notat și anumite momente la care mi-am dorit pe parcurs să răspund sau să fac anumite precizări. S-a discutat astăzi despre faptul că în școlile din Găgăuzia se studiază mai multe limbi străine și nu doar, adică în totalitate cam circa 4 limbi, ne referim la limba maternă, limba română, limba rusă și la alte limbi. Și din acest considerent reiese un deficit de ore și cu acest deficit de ore sau cu această lipsă de finanțe se confruntă instituțiile din regiune. Vreau să vă comunic la acest subiect că în prezent Ministerul Educației elaborează o nouă formulă de finanțare a instituțiilor de învățământ general și este, această formulă are drept scop, cred că în primul rând, soluționarea acestei probleme. Pentru că există această problemă în toate instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale, nu doar în Găgăuzia, dar în toate cele circa 300 de instituții în care se predă în limbile minorităților naționale. Fără îndoială că sunt foarte multe probleme, foarte multe impedimente, foarte multe provocări cu care ne confruntăm,
Probabil lipsa cadrelor didactice este cea mai mare problemă, lipsa resursei umane. Și dau dreptate în totalitate doamnei președinte Leana Niculescu-Nofrei, care a menționat că există o carență în ceea ce privește pregătirea cadrelor în învățământul universitar. Această carență poate pe alocuri a fost determinată de lipsa de cerere, pentru că pe parcurs tot mai puțin tineri au aplicat la aceste programe și ulterior programele au fost sistate. Iată că acum trebuie să revenim și să găsim modalități de încurajare, de motivare, de determinare a tinerilor cu vocație pedagogică, tinerilor buni, pentru a-și continua studiile la aceste programe. Într-adevăr, doamna Niculescu-Nofrei s-a referit și la acel program național de dezvoltare a învățământului pedagogic, la care în prezent, la elaborarea conceptului dat în prezent, lucrează Ministerul Educației. Ne vom strădui ca să găsim soluții pentru aceste probleme. În cadrul, deci câțiva pași concreți între timp Ministerul Educației și Cercetării a întreprins. În primul rând, constituirea acelui grup de lucru, din care face parte și doamna președintă, doamna Niculescu-Nofrei și colegi care sunt aici în sală, domnul Conovalu, și avem și noi un expert, grație înaltului comisar pentru minorități etnice OSCE, avem și noi suportul, sprijinul OSCE-ului în această direcție. Mulțumim pe această cale de expertiza, de tot suportul, de tot sprijinul acordat. În cadrul acestui grup suntem în proces de analiză a situației date în regiune. Iată, este și doamna Cristeva, ei au avut o sarcină pentru acasă, așa au colectat mai multe informații, ne-au prezentat mai multe informații pentru a avea tabloul complet sau o viziune obiectivă asupra realității. Expertul care internațional care ne asistă ne-a făcut o recomandare foarte bună. În primul rând, noi trebuie să determinăm acele modele care sunt cele mai bune pentru instituțiile noastre. Mă refer și la colegii noștri din Găgăuzia, pentru că nimeni nu va veni din afara țării ca să ne pună pe masă modelele cele mai bune. Reieșind din experiența anterioară, reieșind din bunele practici care există deja, faptul că în instituțiile de educație timpurie s-a implementat anterior un program care a fost unul de succes, trebuie, bineînțeles, să continuăm în această direcție și să diversificăm toate aceste oportunități. Suntem de acord și noi mergem pe aceeași direcție care a fost astăzi expusă în cadrul ședinței, în ceea ce privește că copiii ar trebui la grădiniță, în instituții de educație timpurii, să studieze în limba maternă. Suntem în totalitate de acord, credem că cel mai bun lucru este tocmai acesta, ca copiii la vârstă fragedă să studieze mai întâi limba maternă. Cunoaștem impedimentele care există și în acest sens, pentru că nu există iarăși specialiști pregătiți, educatori, învățători care ar putea preda în toate instituțiile de educație timpurie. Dar cred că totuși este mai ușor ca să se predea totuși în clase primare sau la grădiniță în limba maternă decât ulterior, pentru că nivelul de complexitate a materiei permite totuși predarea în clasele primare sau la grădiniță în limba găgăuză, spre exemplu. Bineînțeles că avansând în clasele de gimnaziu, trebuie de stabilit un coraport al disciplinelor care ar urma să fie predate în limba maternă, în limba română și în limba rusă, astfel încât să nu fie în detrimentul calității studiilor copiilor. Și poate în ceea ce privește implementarea metodologiei CLIL, într-adevăr, se preferă sau se merge pe anumite discipline, dar e și de înțeles dacă este să adoptăm perspectiva copilului sau părintelui. Părinții tot își doresc rezultate bune la examenele de capacitate, la examenele de bacalaureat. Și ne propunem încă o acțiune ce ține de
evaluarea competenței orale, de comunicare orală. Într-adevăr, studiază copiii noștri limba română în 12 ani și la bacalaureat parcă iau note bune, dar atunci când în stradă se apropie un reporter cu microfonul, constatăm că ei nu pot spune câteva cuvinte. Scriu comentarii literare, scriu eseuri, analizează opere literare, dar nu pot formula niște enunțuri simple. Deci ne propunem să... Da. Ne propunem gradual să implementăm acest lucru, poate mai întâi la examenul de absolvire a gimnaziului, ca să nu fie totuși prea mare șocul și stresul, dar oricum trebuie mai întâi să pregătim pe copii în această direcție. O altă acțiune pe care ne propunem este și certificarea competenței lingvistice a cadrelor didactice. Ne propunem să stimulăm și în această direcție și în acest sens cadrele didactice. Noi în grupul nostru avem prezentate sau prezentat și niște analize și în baza acestor analize am constatat că există totuși resurse. Pentru că din numărul total de profesori care predau în Găgăuzia, doar 13% din aceștia sunt implicați în educația multilingvă. Iar 60 dintre aceștia sunt vorbitori cel puțin două limbi. Și e vorba de limba rusă, limba găgăuză, limba română și limba engleză. Prin urmare, putem valorifica în primul rând acest potențial al colegilor noștri și pornind inițial cu resursele pe care le avem, ulterior să îmbunătățim lucrurile astfel încât să ajungem la rezultatul scontat. Sincer vă spun, în calitate de filolog, mă bucur pentru această discuție. Azi dimineață am fost la Televiziunea Națională și am vorbit de Ziua Limbii Române. Observați că sunt îmbrăcată în ie. Așa, eu aici l-aș parafraza pe Nichita Stănescu, care zicea că a vorbit despre limba română este ca o sărbătoare. Eu aș zice că a vorbit despre limba maternă este o sărbătoare. Și eu mă bucur că am ajuns la asemenea discuții în care noi toți ne propunem ca să studiem, să cunoaștem, să conservăm patrimoniul nostru material și imaterial, să cunoaștem limbile materne. Pentru că suntem cetățeni ai secolului 21 sau oamenii secolului 21 și înțelegem că doar prin toleranță, prin armonie, prin dialog vom putea conviețui armonios. Ori noi am demonstrat pe parcursul istoriei noastre că suntem, că conviețuim armonios și de aceea acum ar trebui poate să facem mai evidente sau să mergem să obținem niște rezultate mai palpabile. În afară de activitatea grupului la care a făcut referire atât doamna Nicolaescu Onofrei cât și eu, vreau să vă spun că în cadrul acestui grup noi în prezent dezvoltăm conceptul de educație multilingvă, tocmai pentru Găgăuzia. Următoarea etapă ar fi să elaborăm acele modele care ar funcționa sau care ar fi potrivite pentru regiune. A treia etapă, elaborarea unei metodologii de implementare a acestor modele și, iarăși, prin efort coroborat, așa, pentru că vorbim și despre aprobarea și în curând, foarte în curând, adică am definitivat în programul de studiere a limbii române pentru minoritățile etnice, inclusiv pentru populația adultă. Și aici, la fel, sunt prevăzute mai multe acțiuni care credem că vor îmbunătăți competența lingvistică a conaționalilor noștri, atât în ceea ce privește cunoașterea, în primul rând în ceea ce privește cunoașterea limbii române, dar bineînțeles că prin alte acțiuni, prin alte activități vom interveni și în îmbunătățirea cunoașterii limbilor minorităților etnice. Cam acestea sunt, așa, în mare, momentele pe care mi-am propus ca să le menționez aici. Am mai auzit astăzi o sugestie în ceea ce privește divizarea claselor la limba română. Cred că este posibil.
dar la limba găgăuză, eu înțeleg de ce nu s-a făcut acest lucru, pentru că este limba maternă și se consideră că la limba maternă nu se divizează clasele, dar bineînțeles că scopul scuză mijloacele așa, pentru că nu cred că aceasta este cea mai mare problemă sau cel mai mare impediment și putem rezolva și această problemă. Este nevoie de intervenții sistemice la toate nivelurile, trebuie să acționăm împreună și printr-un efort conjugat, printr-un efort consolidat, cred că vom atinge rezultatele scontate. Mulțumesc încă o dată pentru această oportunitate, pentru acest dialog sincer, constructiv și cred că va aduce rezultate bune. Mulțumesc! Da, vă mulțumim mult, stimată doamnă Cazacu, inclusiv pentru participarea activă în cadrul discuțiilor din acest proiect și analiza minuțioasă a studiilor elaborate de către echipa de experți. Ne pare bine să vedem că Ministerul Educației și Cercetării deja face pași concreți în sensul colaborării cu toate părțile interesate și să știți, stimată doamnă Cazacu, că puteți să găsiți un ajutor și din partea societății civile și experților, oamenilor cărora tot le pasă ceea ce ar însemna coeziunea socială, inclusiv prin studierea limbilor în Găgăuzia, dar și, per general, în Republica Moldova. Și acum vreau să ofer cuvântul directorului general Agenției Relațiilor Interietnice. Astăzi deja au fost menționate niște sugestii cu privire la implicarea Agenției Relații Interietnice în acest proces. Din experiența mea, eu sincer nu prea am văzut mai multe cazuri când în public se dă undă verde pentru un șef de agenție de stat dacă va fi nevoie să utilizeze și pumnul în masă, așa că, domnule Măruz, sper că nu va fi nevoie, că se pare că discuțiile noastre astăzi ne dau posibilitatea să fim încrezuți că noi vom continua cu dialog reciproc. Domnule Măruz, poftim! Mulțumesc frumos! Într-adevăr, noi suntem gata să folosim această metodă. Sper să mai facem și altceva. Eu sunt încântat să fiu astăzi cu voi, doamna Bașcan, mă bucur să vă văd, stimați colegi, prieteni. Mă bucur în special să văd colegi de la Ministerul Educației și doamna deputată, că sunt principalii noștri parteneri de zi cu zi. Vreau să trec la subiectul Găgăuziei. Găgăuzia nu este o noțiune nouă pentru mine, și inclusiv din punct de vedere că eu am petrecut anii mei liceeli în Ceadăr Lungă, astfel trecând și eu printr-un învățământ multilingv, prin liceu, când atunci era 2005, el se numea Moldoturc și cred că e o chestiune spune mult, inclusiv și din perspectiva inițiativelor private. La moment vorbim despre coeziune socială. Mi se pare și despre acest lucru se poate organiza un eveniment aparte. Noi recent cu colegii mei discutam definiția coeziunii sociale și eu vreau să spun că coeziunea socială nu înseamnă doar lipsă de conflicte. Este o extremă gravă pe care, bine mergi, societatea moldovenească o evită de mai mulți ani și noi, conform și mai multor studii și conform observărilor noastre zilnice, conviețuim foarte bine unii aproape de alții. Eu aș vrea să poate deschid paranteză și să spun despre noțiune ca și capital social, da? Că noi trăim în orașe, în regiuni, fiecare oraș, fiecare regiune vrește să-și dezvolte, da, economia locală și inclusiv utilizarea acestui
fenomen sau aceste metode ca educație multilingvă face și regiunile mai atractive pentru cei care trăiesc în afara acestei regiuni. Important, dar și mai important este că chiar dacă capitalul ăsta social nu poate fi măsurat fiecare dată, da? Este o chestiune abstractă, dar se spune că la mai multe nivele, da, el încurajează participarea comună, încurajează colaborarea, inclusiv și în viața socială, și în viața politică, și în viața economică, și astfel noi putem să mizăm, da, că îmbunătățind, da, asta cel puțin trebuie să fie parte discuției, nu doar da, nu doar componenta asta de conflicte, că bine, nu este doar despre asta. Vreau să trec la învățământ multilingv. Agenția Relații Interietnice are conform regulamentului sau, da, și componenta asta de promovare a diversității lingvistice în societate, ce ține și de limbile materne a minorităților etnice, dar ține și de limba de stat, limba română. Noi, ținând cont de linii directoare din Ljubljana, care este un document strategic și mare și important pentru integrarea societăților diverse, noi îl împărtășim, noi îl susținem și el foarte clar stipulează necesitatea respectului, da, comunităților etnice de a se învăța în propria lor limbă, dar și de a învăța și limba de stat. Da? Noi recent am fost într-o deplasare în Lituania și am avut o vizită la Visaginas, este o localitate de aproape 20.000 de locuitori, unde majoritatea națională etnică sunt ruși. Și noi fiind în cabinet cu domn primar, cu aparatul primarului, îl întrebam, dar spuneți-mi, vă rog, aveți ceva conflicte, aveți ceva, nu știu, campanii electorale bazate pe niște promisiuni de a face mai bună pentru un anumit grup? Și i-a spus nu. Și asta ne-a pus pe gânduri și noi le-am mai întrebat, dar care este cunoștința lor a limbii lituaniene? Și i-a spus majoritatea absolută cunosc și participă și asta le creează cumva accesul, da, la participare și la realizarea acestui fapt, da, că oamenii nu sunt roboți, haideți să spunem așa, implementatori de politici, de stat, care acolo așteaptă ca noi să inventăm ceva nou și ca ei să implementeze. Ei sunt așa care fac alegeri zilnice și pentru asta anume este oportun să abordăm această chestiune la învățământ școlar și gimnazial și liceal. Eu, în discuțiile cu Ministerul Educației în privința la acest program de învățare a limbii române, noi am mai exprimat câteva păreri că avem nevoie de abordări diferite pentru populația adultă și pentru elevi. Da? Asta este o chestiune de la care trebuie să ne pornim și poate și mai important este că cunoașterea unei limbi, da? Adică, nu știu, kilobytes ăștia pe care omul le încarcă în mintea lui, da? Că el cunoaște gramatica, cunoaște cuvintele și poate scrie aceste esei, nu este scopul final. Scopul final este ca ei să o utilizeze, ca această limbă să le dea plusolare, dar pentru asta este nevoie de spațiu sociocultural. Noi de mai multe ori spunem asta, că poate acest scop este și mai important dacă vorbim despre adulți, și mai important dacă noi dorim ca ea să fie partea vieții, da, oamenilor de acolo. Merge vorba despre cluburile de discuții, poate parteneriate sau promovarea acestor componente la nu știu, prestatori de servicii culturale locale, da, teatre locale, ca ei să încadreze această componentă, dar și la nivel de stat noi avem nevoie de o abordare paralelă, da, simultană. Într-o clasă noi le învățăm oamenii o limbă, o cultură și într-o altă clasă, după ore, da, mai acolo, mai spre seara, pe la 5-6 seara, noi le invităm într-o altă sală unde le arătăm un film, invităm, nu știu, un regizor, un actor, care le povestește despre o parte a vieții. Vreau să spun că în acest proces, da, lingvistic, noi avem și partea tehnologică care se avansează foarte repede, da, este machine learning, învățarea
computerizată, care deja cu, eu cred că în câțiva ani o să ne permite să traducem aproape orice conținut audio-vizual simultan în orice limbă. Și de aceea componenta asta de a cunoaște o anumită gramatică nu este partea principală, dar limba ne spune de, adică partea de schimb de cultură, da, de acces la niște procese economice de dezvoltare în țară, da, este mult mai importantă. Vreau să spun că agenții relații interetnice promovează luarea deciziilor bazate pe date statistice în acest sens. Acum, discuțiile cu Biroul Național de Statistică, suntem în pregătire la recensământul din 2024. Noi am insistat să păstrăm variabilele care țin de limba de obicei vorbită, limba, alte limbi cunoscute și limba maternă, ca noi să putem să măsurăm aceste chestiuni. Vreau să spun că asigurarea egalității lingvistice sau protejarea drepturilor lingvistice este un proces continuu, da? Noi nu putem trage concluzii pe 20 de ani, pe 10 ani. Da? De aceea trebuie să avem date relevante și eu cred că ultima poate idee pe care eu o să o leg iarăși de atractivitatea regională, da? Pentru stat, o școală multilingvă este mai scump, cred că, da? Ca să o menții, ca să o dezvolți. Și eu cred că noi putem spune că noi vorbim despre niște instituții de învățământ de elită. Haideți să folosim acest cuvânt, pentru că ele sunt mult mai competitive, să spunem așa, da? Pentru oameni, pentru tineri. Doi, când noi comunicăm, da, e important să găsim cuvinte potrivite când, da, e mai greu, da, da, e evident, eu țin minte anii liceali când tu anumite subiecte aveai în limba engleză, alte în limba rusă, alte și în limba turcă și încă ceva, obosești, dar comunicând către părinți, da, având discuția asta cu părinții, noi trebuie să, că în ambele cazuri, ca tare, noi ne adresăm către părinți și în populația adultă, că ei sunt deja adulți și către copii, tot către părinți. Că sunt niște decizii bine strategice de familie pe care ei trebuie să le iau ca copilul lor să se integreze, să participe, să fie competitiv. Da? Și de aceea, când noi vorbim și implementăm aceste politici, noi chiar promovăm o componentă importantă, da? Strategie de comunicare, plan de comunicare, să-l păstrați și să-l gândiți astfel încât să încercăm să găsim cuvinte potrivite, da? Și în baza la dinamică pozitivă a gagauzii pe care noi cu toți, eu fiecare, aproape fiecare săptămână o tranzitez pentru că eu trăiesc, adică eu sunt din Cahul. Și eu văd că asta ar putea ajuta, da, în creșterea atractivității, pentru că având o societate mai diversă, având oameni poate care o să decidă să vină din alte regiuni adiacente, aveți toate precondițiile pentru dezvoltare economică mai bună și mai rapidă. Da, mulțumesc. Da, da, vă mulțumim mult, domnule Măruz, pentru aceste idei și la fel să știți că puteți conta pe sprijinul inclusiv și a societății civile în realizarea acestor idei. Într-adevăr, comunicarea este una foarte importantă. În cadrul acestui proiect, noi împreună cu echipa de colegi am elaborat mai multe videouri scurte, așa numite istorie de succes a originarilor din UTA Găgăuzia, care au obținut succes în cariera lor în Republica Moldova sau peste hotare, în primul rând, sau nu în ultimul rând, datorită cunoașterii mai multor limbi, și se pare că și de ce nu, să vedem, poate agenții relații interetnice, poate o altă agenție de stat să devină o platformă de comunicare și de elaborare a acestor materiale pentru tineret, că într-adevăr, da, ce ar însemna educația multilingvă, că ei nu vor sta la astfel, probabil că conferințe, da? Ei trebuie să aibă un alt mesaj mai interesant și elaborat în primul rând pentru ei.
И сейчас я с удовольствием хотела бы предоставить слово начальнику главного управления образования Гагаузии Наталье Николаевне Кристевой. Și acum eu aș dori să propun să ofer cuvântul șeful departamentului în principală educație UTA Gagauzia, doamne Наталья Кристева. Acum și aici ce trebuie să facem ca să avem rezultate pentru o perioadă scurtă, medie și lungă. Vă rugăm frumos, bună ziua la toți. Cu permisiunea dumneavoastră, eu voi vorbi în limba rusă, pentru că de posibil că am fost victima acelui sistem pe teritoriul Găgăuzei, pentru că de studiere a limbii române, limba de stat, era ca o datorie pentru noi. Și acum aș dori să aduc mulțumit atât comandei Institutului pentru inițiative strategice și tuturor partenerilor care pe durata ultimilor ani ne susțin pe noi, pe administrația locală, care putem să punem în practică acele proiecte pentru depolitizarea studierii limbii străine. Deci avem anumite mulțumiri speciale, pentru că am obținut cel mai important, că am schimbat atitudinea persoanelor noastre, oamenilor noștri, referitor la politicii studierii limbii și a studierii limbii de stat și altor limbi. Și aceasta este foarte important, că ceea ce avem la moment, pentru că avem acest mediu care trebuie să-l folosim și să nu extindem aceste procese, pentru că acestea ne vor da rezultate foarte bune. Și pentru noi este foarte important studierea limbii, în special materne, limbii găgăuze, pentru că cunoaștem că încep punct cu anul 2014, UNESCO a indus această limbă găgăuză ca limbă de deoarece această limbă dispare, pe cale de dispariție, pentru că 80%, dacă 80% studiază limba, atunci ea nu va dispărea. Deci pe teritoriul nostru deja 42 de școli din 45 studiază limba găgăuză, atent susțin și bacalaureatul, și avem 103 pedagogi, dintre care 87% au nivel înalt sau nivelul 2 didactică, și toate clasele 1, 2, 3 învață două discipline, atât educația estetică și educația tehnologică în limba găgăuză. Și dacă să vorbim, noi deja al doilea an includem aceste în educație și 135 de clase din 27 de școli învață diferite subiecte care nu sunt legate de limbă, dar în limba găgăuză, de exemplu, biologia, istoria, matematica. Și de aceea, desigur, noi suntem optimiști și noi credem că limba noastră nu este supusă niciunui pericol catastrofic și are o importanță deosebită pentru noi. Și aș putea să ne
ne mândrim că independent am elaborat manuale de la clasa 1 până la clasa 9 referitor la istoria poporului găgăuș. Deci noi deja avem și clasele 5, 7 și doar în ultimul timp au fost emise mai mult de 30.000 de exemplare referitor la dicționare sau diferite materiale de studiu și cei care doresc să predeie în limba găgăuză, ei primesc suplimentar la salariul de bază. La fel, noi stimulăm pentru diferite grupe, cei care lucrează atât în grădinițele de copii, cât și școli, acolo unde noi implementăm diferite obiecte referitor la studierea limbii găgăuze și au rezultate foarte bune. Aceasta este foarte, o stimulare foarte bună. Deci, pentru noi, scopul administrației regionale este de a păstra limba găgăuză. Noi avem normativele noastre și programa Comitetului de Implementare pe teritoriul găgăuzilor, începând cu 2019 la adunarea populară din guvern referitor la implementarea limbii găgăuze și aceste programe care noi am discutat astăzi sunt sub igida acestui legislație. La fel avem la dezvoltarea de, și implementarea diferitelor domenii a limbii găgăuze, cei ce noi implementăm în diferite regiuni a găgăuze și programa regională bilingve referitor la educația și studierea limbii străine este obligatorie în toate grădinițele de copii, la fel și în 2021 împreună cu experții internaționali și partenerii noștri am dezvoltat un program referitor la studierele începând cu 2000, până în 2030, ceea ce este implementarea dezvoltării limbii materne și nu putem să nu vorbim și să fim mândri de proiectul care a fost realizat și are continuitate pe teritoriul nostru. Acesta este proiectul și programul paralel să învățăm și limba română și limba găgăuză, respectul bazat pe multe lingve și pentru că avem și instructori din Republica și conform directorului și care este îndrăgită de lucrul său și această dorință de a ne ajuta ca să ne schimbăm atitudinea noastră esențial referitor la situația studierii limbii care am avut-o anterior. Și ce înseamnă această programă? Acesta este o programă care se bazează pe principiul o zi, o limbă. Deci prima zi se studiază într-o limbă, apoi următoarea zi aceeași programă se studiază în altă și implicarea pe durata timpului a pedagogilor cât și a părinților referitor la diferite modi. Datorită partenerilor noștri avem 10.000 aproximativ de burse sau diferite materiale atât în limba găgăuză cât și în română ce le dă posibilitate să învețe limba găgăuză și limba română pentru că partenerii noștri elaborează aceste metode și pentru cei mici.
materiale în limba găgăuză și în limba română și este o continuitate a acestui proiect pentru modernizarea bazei de date existențe. Bineînțeles, am dorit să fie paralel și la timp. Și 2 ani, am spus că s-a început în 2015, în 2017 s-a finalizat și noi înțelegem că aceste rezultate noi trebuie să le fortificăm și am aprobat o programă care a fost deja obligatorie pentru toate grădinițele și începând cu luna mai, noi testăm copiii cei mici. Da, ei au un anumit de un nivel de abilități, dar noi putem spune că 70% se descurcă foarte bine referitor la acel nivel minimal de cunoștință a limbii române și a limbii găgăuze. Dar bineînțeles, înțelegem și analizăm aceste rezultate pozitive în grădinițele de copii. Noi înțelegem că trebuie să găsească reflectare în școală, pentru că ei care vin de la grădiniță, trebuie să nimerească în aceeași mediu. De aceea noi am elaborat, la început au fost 20 de școli, acum sunt 27, deja s-au mărit și numărul de elevi în clase și de pedagogi. La început erau aproximativ 3.000, acum sunt aproximativ 6.000 care studiază conform modelilor multilingve. Aici vedeți acele discipline care le-am ales noi, care au ales pedagogii. Dacă pedagogul nu este lingvist și cunoaște bulgară, engleză, atunci el începe să predeie subiectul său în limba care o cunoaște. Deci avem limba rusă și limba țintă în care se predă această disciplină. Și aici, pentru colegii noi, cea mai mare problemă este pregătirea didactică și deoarece, conform analizelor noastre, 13% de pedagogi sunt implicate în acesta, dar mai sunt și alte 50% care trebuie să-i susținem, care să-i motivăm și considerăm că cifrele se vor schimba spre bine, spre viitor. Deja ne-au dat încrederea că această educație multilingvă dezvoltă eficacitatea competențelor referitor la studierea limbilor, îmbunătățește comunicarea, abilităților de comunicare, în special cei care colaborează cu profesorii, cei care predau limba română. Deci sunt diferite metode pentru compilarea acestor educația și studierea multilingvă. Și cei ce a vorbit doamna Grușcova, pentru că referitor la materiale, ceea ce ne dă posibilitatea interesant să elaborăm planul clasei. Dar sunt diferite opinii, pentru că este foarte important și părerea părinților, pentru că la sfârșitul anului noi ne consultăm referitor la diferite întrebări, inclusiv și cea de studiere a limbilor. Majoritatea ne susțin și ne motivează referitor la implementarea studierii multilingve. Dacă nu este interzis, atunci este permis. Și referitor la legislație, noi am dorit să vedem anumite pași concreți ca
strategia noastră regională să devină și națională și avem un grup cei ce elaborează un concept referitor la studierea multilingvă. Acesta este un pas foarte important și considerăm că acest document în curând deja va fi gata, ce ne va da posibilitatea să implementăm această politică de studiere a limbii. Nu trebuie să fim juriști ca să înțelegem că această formulare, dacă să vorbim după posibilitate, după cât este de posibil în cadrul sistemului de învățământ, aceste formulări, bineînțeles, ne dau posibilitatea să interpretăm dublu referitor la actele normative. Da, avem nevoie de conceptul referitor educației multilingve în Republica Moldova și această programă națională referitor la studierea limbii de stat și pentru minorități și pentru cei care trăiesc în Republica Moldova, dar, bineînțeles, trebuie să finalizăm concepția referitor la educație și după aceea să reflectăm într-o programă specială și dorim referitor la integrarea curriculumului și planului programului referitor la și să introducem și în diferite coduri ca să împreună cu experții internaționali ca să elaborăm toate noțiunile. Referitor la pregătirea pedagogilor, avem nevoie de standarde noi și introducerea în clasificatorului a pedagogilor, profesii de pedagog în regiunea noastră Găgăuzia, multilingvă. Și propunerea noastră, doamna președinte, a spus astăzi și aș dori să vă aduc la cunoștință în detalii că noi în autonomie avem două liceuri unde se studiază în limba română, mai este și într-un sat mic unde o școală moldo rusă, la fel și în raionul Ceadăr Lungă, dar până acum nu au fost școli cu studierea limbii române, cu toate că necesitatea a fost foarte mare, a fost cererea părinților ca să deschidem clase cu studierea în limba română. În primul rând am deschis clasa a întâi, care a trecut în clasa a doua, a treia și așteptăm deja finalele anului pentru că pentru clasele elementare de bază deja vor avea copii cu studierea limbii române. Avem în prezent necesitatea de a face pași foarte siguri referitor la necesitatea studierii limbii de stat și sunt foarte multe măsuri de a studia, dar noi avem nevoie de profesori astăzi care să se ducă la directorul liceului și să înceapă munca. De aceea noi am propus referitor la studierea limbii de stat pentru deja au fost sunt 3 milioane pentru diferite din educație. Pentru de ce să nu alocăm 400 de mii de lei pentru studierea disciplinelor în limba română? Dacă fi la anul
viitor vom avea încă 3 specialiști și apoi încă 2 specialiști. Atunci noi vom rezolva problema întregului liceu, ceea ce va fi o investiție reală în procesul de studiere a limbii de stat. Despre aceasta vorbim, pentru că din 24 deja dorim 4 profesori, pentru că acești copii deja vor trece în gimnaziu și vor studia diferite subiecte în limba de stat. Și noi am studiat și analizat că aceste finanțe vor fi suficiente pentru soluționarea acestei probleme. Și noi vorbim astăzi deschis că pentru copiii noștri este foarte dificil să studieze limba găgăuză. Pentru ei limba numărul 1 este limba rusă. 47% din familie se discută în limba găgăuză, dar cealaltă parte posibil vorbesc între ei, dar cu copiii nu vorbesc, și de aceea noi am analizat de ce copiii noștri nu cunosc limba găgăuză la acel nivel ca să poată vorbi. Aceasta este părerea părinților, pedagogilor, că programul referitor la limba găgăuză este dificilă. Ea este alocată pentru copiii care vin în clasa 1, care deja cunosc limba găgăuză. Deci am elaborat o grupă de lucru cu specialiștii noștri din centru, cu pedagogii, ca să elaboreze un curriculum referitor la limba găgăuză și lecturare pentru clasele inițiale, și scopul lor este de a avea o atitudine interactivă atunci când profesorul dă posibilitatea de comunicare și la moment acesta este valabil pentru partea rurală și urbană, pentru că în acest proiect sunt implicați 779 de participanți din 37 de clase, și noi dorim să analizăm eficacitatea curriculum, acestui program, și dacă avem rezultate pozitive, să schimbăm conceptul de predare a limbii găgăuze. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim frumos pentru acest efort și lucru din cei ce v-au dat posibilitatea rezultatelor concrete, dar bineînțeles avem nevoie de implicarea structurilor de stat dacă dorim să avem abordare sistemică. Deci, colegi, noi am ajuns la pentru a înțelege comentariile dumneavoastră, propunerile sau întrebările, atât la speaker cât și la experții care continuă să fie cu noi din Canada și din Kyrgyzstan. Vă rugăm astăzi, de câteva ori am avut cercetări lungă, avem reprezentanți din raion, atât directorul liceului, la fel și doamna Nadejda Pantele, directorul liceului Anchele din satul Gaidar, și domnul Anatole Afanasevici, primarul din municipiul Cedărlunga. Vă rugăm frumos! Da, добрый день, спасибо.
Vă mulțumim frumos pentru invitație. Eu vreau să vă spun că eu cunosc găgăuza și română și deoarece să vorbim că limba rusă este o limbă în care vorbesc majoritatea copiilor și noi. Deci problema care se discută astăzi este foarte actuală în găgăuzia noastră. Dacă întrebarea studierii limbii a fost ridicată la universitate și posibilitatea de a păstra limba găgăuză, aceasta depinde și de părinți și referitor la studierea limbii române. 5 ani în urmă eu am venit la Ministerul Educației și am spus că doresc să deschid o clasă studii de române. Și el mi-a spus, tu ești găgăuz, de ce ai nevoie? Să te gândești la ratingul tău, dar eu am ratingul meu, este ratingul, dar eu doresc ca copiii să învețe limba de stat, limba română. Eu nu vreau să spun acest funcționar de stat, numele lui, dar după ce am avut susținerea, am deschis clasa întâi, am înrolat 27 de copii care doreau să învețe limba română. A fost, primul an a fost foarte dificil, apoi și al doilea an deja am înrolat și al treilea an, ce va fi peste un an, nu știm, dar dacă noi nu vom aloca bani, pentru că noi avem nevoie de pedagogi care sunt posesori a limbii române, pentru că ei nu vor putea să învețe copiii noștri la un nivel. Dar după ce ei, acești copii termină clasa a treia, ce va fi mai departe? Pentru că copiii vor veni la noi, noi trebuie să știm ce să facem în clasa a cincea. Deci, poate aceasta nu este competența primarului, educația, dar noi, dar eu doresc că copiii să învețe limba de stat. Ceea ce propune administrația, noi susținem, pentru că noi am vorbit de programe, concepte, eu am ascultat cu atenție, dar ceea ce a spus în sfârșit, la sfârșitul, va da rezultate bune. Și da, voi găgăuși doriți, da, noi dorim să învățăm și limba română, vă rugăm să ne ajutați. Ministerul Educației, aș spune că fiica mea învață și limba română și engleză, dar ea nu vrea să lucreze, dar trebuie să stimulăm cei ce ține de pedagogie și ca să nu spunem că găgăușii nu doresc. Noi dorim ca să ne coborăm de la nivelul înalt la nivelul foarte concret, pentru că Cea Lungă este un raion deosebit, pentru că este diferit de Taraclia. Acest este liceu unde pot învăța 1200 de participanți. Astfel de licee sunt unicate în Republica Moldova, dar vor putea studia și din Taraclia. Dar avem nevoie de cadre. Când vom avea nevoie de stimulare reală? 400 de mii, aceasta este o sumă reală. Avem program de studierea limbii române. Cunoaștem că vor fi proiecte din partea Ministerului Educației unde se planifică să fie alocați și să fie repartizate prin țară. Dar am dorit să fie un centru unde copiii vor studia română, engleză, găgăuză. Noi acum, cu susținerea a programelor referitor la refugiați,
deja sunt participanți care doresc să studieze, dar la noi și părinții doresc să studieze. Ați vorbit despre liceul Moldoturc, de ce ei pot să treacă la aceste programe, dar cei de stat nu pot. Deci depinde de noi de funcționare și noi facem ceva pe o durată lungă, să facem mai repede, să nu fie peste 20, dar să fie mâine. Alături avem pe director de școală și noi nu avem pedagogi care nu sunt pregătiți ca să predea în limba română. Deci vă rugăm să ne dați un pedagog pentru 1 septembrie. Noi vom găsi acomodare, noi vom găsi totul, și soț, și totul. Vă mulțumesc! Vă mulțumim frumos, domnul Anatolie Afanasovic, și eu aș dori să subliniez că acesta este unul din întrebările cu care noi am început această conferință, pentru că și doamna președinte a făcut un anunț, o chemare referitor la cât mai repede să soluționăm această problemă, ca aceasta poate alocarea o parte din banii sau alt instrument financiar. Este important ca această întrebare să soluționăm și de aceea, de fapt, am organizat această platformă ca să ne auzim unul pe altul. Doamna Svetlana, eu aș propune ca noi să dăm, da, runda asta de comentarii, întrebări și după care vă dăm posibilitatea. Da, vă mulțumesc, doamna Cazac. Da. Da, Svetlana Andreevna, пожалуйста. Vă mulțumim frumos pentru această posibilitate și reprezentanta Asociația Avocatului din Comrat. Eu, bineînțeles, susțin colegul din Găgăuzia pentru că majoritatea părinților înțeleg necesitatea studierii limbii de stat, pentru că noi trebuie să ne integrăm și toți înțelegem aceasta. Noi vorbim mult cu care sunt căile care vor fi elaborate pentru studenții. Noi, până la moment, nu am stabilit mult la studierea adulților, dar, bineînțeles, prin programa Antena au fost implicați părinții, dar acesta nu este suficient. De punct de vedere economic, când familie se confruntă, atunci noi înțelegem că repede învățăm atunci când trebuie să mâncăm. Atunci când va fi aceasta prima prioritate, atunci vom face anumite acțiuni concrete. Și al doilea moment, unde am putea noi, nu doar prin atragerea profesorilor, dar și să ajutăm copiilor să organizăm odihnă pentru copii prin întreaga țară. Pentru dacă sunt studenți mobili în alte țări, de ce să nu trimitem din ceată lungă în Orchei, de exemplu, la odihnă? De aceea, imediat apare această întrebare economică, pentru că nu avem aceste case de odihnică, pentru că cele care sunt în pericol, sau școlile acestea de avară prin comunicare și special nu în cadrul școlii sau a evaluării, dar ne vom da aceste posibilități. Să nu uităm despre dreptul. Da, eu vreau să fiu de acord cu doamna Natală, pentru că chiar când eram la stadiul elaborării acestui cod al educației și posibilitățile care au fost superficiale. Atunci când vorbim în alte, unde este un singur copil, se păstrează toate celelalte infrastructuri. Dar de ce punem iarăși pe economie?
Deci noi trebuie să să păstrăm și dreptul la studierea limbii găgăuze și au copiii ucrainenilor, pentru că cei care trebuie să păstreze această necesitate, pentru că finalizarea clasei, dacă el învață în limba ucraineană, unde să se ducă? Deci părinții încearcă să mai soluționeze și alte întrebări. După finalizarea școlii, unde se vor duce? Noi vorbim că ei pot să învețe în România, în alte țări a Uniunii Europene, dar să nu uităm, pentru că și în instituțiile noastre superioare trebuie să învețe copii, dar noi trebuie să facem așa că în toate instituțiile superioare să fie educație de calitate, deci să fie și statutul de pedagog atunci când toți se vor închina și vom spune că iată acum merge un profesor pe stradă, despre aceasta avem nevoie noi. Din partea societății sau din partea statului, ca să facă diferite eforturi pentru dezvoltarea, nu doar de supraviețuire. Noi nu vom avea pedagogi, profesori calificați. Deci doar principii generale nu o să ajungi. Da, juriști și economiști aveam mulți, dar statutul de pedagog trebuie să dezvoltăm prin toate eforturile noastre comune. Și vom rezolva și alte întrebări. Vă mulțumim frumos, doamna Svetlana, și vedem reacția sălii, vedem că toți sunt de acord și se semnează, pentru că ați atins anumite părți sensibile. Dacă mai dorește cineva să facă comentarii, domnul Evgeni, vă mulțumim frumos pentru prezentare, vă mulțumim frumos organizatorilor și celor care au avut discursuri astăzi. Eu am o întrebare mai mult. Eu am atras atenția că în ultima prezentare avem 42 de școli unde se învață găgăuză. Și nu ca obligatoriu, dar ca facultativ. Din câte eu am auzit din discuții cu persoanele din Găgăuzia, nu am inventat eu așa, este posibilitatea, de exemplu, limba bulgară. Dacă este găgăuză, atunci se studiază limba găgăuză. Și luând în considerație că limba găgăuză nu are un statut oficial, și cât de corect este să alegem sau să nu alegem studierea limbii găgăuze, pentru că în unele școli deloc nu se studiază. S-a studiat această problemă prin cercetări, dacă sunt anumite concluzii, recomandări referitor la această situație. Vă rog să mă corectați dacă nu am dreptate. Vă mulțumim frumos pentru întrebările foarte concrete. Dacă mai sunt și alte comentarii, sugestii, vă rugăm. Dacă nu, atunci o să dăm speakerilor noștri posibilitatea de a răspunde. Ați discutat și despre limba bulgară și avem președintele din raionul Taraclia, cei ce ne considerăm că și acest raion studiază cu mult interes studierea limbii găgăuze și vedem anumite rezultate pozitive. Și am invitat astăzi și asociația partenerii donatorii, societatea civilă, ca să vedem că acest dialog
cei care iau anumite decizii și este dorința de a merge pe acest sistem și dacă mai sunt și alții pentru a se alege. Vă mulțumim frumos, dragi colegi. Eu aș dori să dau posibilitatea să răspundă doamna Kazakhu, vă rog. Doamna Natalia, referitor la studierea limbii găgăuză și română, este disciplină obligatorie din paza 5, paza 2 de instituții, două licee învață și în liceul moldoturc, referitor la clasele care noi le-am deschis cu studierea limbii române. Deci este obligatoriu studierea limbii. Deci acest noi antrenați în, conform planurilor individuale, cei ce sunt aprobate de, la nivel de ministerial pentru studiere. Deci scopul nostru este de a face anumite modificări de studiere în continuare a acestor clase. Deci noi vom ajunge la nivelul că ei singuri vor avea această necesitate de studiere a limbii române. Acolo sunt copiii din apropiere, în special a satelor vorbitoare de limba moldovenească. Dar avem foarte mulți care, care vorbesc limba bulgară și noi le respectăm și în 10 instituții este posibilitatea pentru anumite copii de a studia limba bulgară. Deci unii vor învăța găgăuza și alții vor învăța limba bulgară. Și până acum finanțarea studierii limbii materne, noi primeam finanțe pentru o singură limbă. Dar acum avem situații pentru prima dată, când avem 25 și mai mulți studenți, atunci avem finanțe suplimentare. Deci acesta este dreptul copilului referitor la studierea limbii bulgare. Eu voi fi deschisă că câteodată referitor la că studierea limbii găgăuză este mai dificilă, unii copii se duc la studierea limbii bulgare pentru că este mai ușor. Aceasta este alegerea părinților, ce limbă vor. Deci dacă în familie este un părinte este bulgar și unul găgăuz, atunci ei împreună pot decide și de multe ori spre limba care se studiază mai ușor. Noi avem 3 ore de studiere a limbii plus o oră de studiere a literaturii. Vă mulțumim frumos și doamna Kazakhu. Foarte multe întrebări, foarte mare interes pentru foarte multe probleme, ca să zic așa, stringente. Unele din ele foarte dificile. Eu am să încep a răspunde în ordine inversă în care au fost adresate referitor la atragerea tinerilor în instituțiile de învățământ superior, în special la programele de științele educației. Doamna a adresat această întrebare. Într-adevăr, e problemă foarte mare și nu doar în găgăuzi, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Din păcate, tinerii în ultima perioadă nu aleg aceste programe. Și noi suntem acum într-o situație în care trebuie, într-adevăr, să intervenim
substanțial, în caz contrar, mâine pe mâine nu vom avea, sau vom avea și mai puțin, sau nu vom avea deloc cadre didactice. Ministerul Educației și Cercetării, am menționat mai devreme, lucrează la un nou concept a învățământului pedagogic și va fi implementat cât de curând, sper, din toamnă. Pentru profilul pedagogic vor fi create condiții foarte bune. Ne vom strădui ca să atragem studenți foarte buni, mă refer absolvenți cu o medie de la 8 în sus, cel puțin la examenul de bacalaureat. Se vor oferi burse majorate pentru acești tineri, se vor oferi condiții de trai în cămine mai bune, adică condiții foarte avantajoase pentru a-i determina și pentru a-i atrage în învățământul pedagogic. Ulterior, bineînțeles că nu este suficient ca noi să-i atragem, trebuie să întreprindem pași concreți și în continuare. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră și cu cele menționate astăzi, eu tot sunt din domeniul educației, am absolvit profilul pedagogic sau Universitatea 94 și de atunci sunt profesoară până în prezent. Și din 94 până în prezent aștept majorare de salariu sau cel puțin aștept să am un salariu care să-mi permită o viață foarte bună sau bună, așa? Bineînțeles că noi putem să câștigăm niște resurse financiare suplimentare, dar asta înseamnă ore suplimentare, asta înseamnă muncă foarte multă pentru a câștiga niște resurse suplimentare. Și de aceea, bineînțeles că lucrăm în această direcție toți în cadrul Ministerului, inclusiv și Ministrul Educației, la fel este din domeniul învățământului superior, cunoaște foarte bine acest lucru și vreau să spun că anul acesta cu adevărat s-au alocat mai multe resurse financiare, dar nu este suficient, suntem de acord și facem tot ce ne stă în puteri ca să îmbunătățim situația. Ulterior, atragerea tinerilor specialiști. Suntem conștienți de ce tinerii specialiști nu merg, spre exemplu, în localitățile rurale sau nu merg în Găgăuzia. Ei au nevoie și de infrastructură, ei au nevoie de condiții de trai și până acum s-a alocat indemnizația aceasta în trei tranșe de 120.000 de lei pentru procurarea unei locuințe, dar nu doar, așa. În prezent lucrăm la modificarea codului educației. Sperăm cât de curând să fie aprobate aceste modificări și este prevăzută suplimentarea acestor resurse financiare. Nu 3 ani, adică resurse suplimentare prevăzute pentru 5 ani și care vor fi acordate într-o tranșă unică, astfel încât tânărul specialist să poată utiliza această sursă, să poată valorifica această sumă pentru achiziționarea unei locuințe. Și nu e vorba deci de la 120.000 vor fi 200.000 și într-o tranșă unică. Aceasta este o modificare pe care noi am propus-o la Codul Educației și sperăm să fie aprobată. A vorbit doamna Nicolaescu și vreau să vă împărtășesc și eu această opinie. Este foarte complicat să convingem Ministerul Finanțelor, având în vedere situația țării noastre, ca să obținem aceste majorări, ca să obținem aceste suplimentări și ca să obținem aceste modificări, să aprobăm aceste modificări la Codul Educației. Domnul primar, vă înțeleg și ați vorbit așa foarte, da, emoțional, cu mult suflet, eu aș spune. Din păcate, eu nu sunt aici mandatată ca să spun, că, sau nu am banii ca să zic că pot să ofer aceste resurse financiare. Eu sper să putem contribui la soluționarea acestei probleme, în primul rând la identificarea unui specialist și nu doar a unuia, care ar putea merge din toamnă să predea în clasele primare și ne vom strădui ca să vedem de unde putem identifica aceste mijloace financiare și cum putem rezolva această problemă. Atât pot să vă spun. Ne-am dorit foarte mult să putem rezolva aceste probleme și eu sper, dar nu ține doar de mine și nici nu ține doar de Ministrul Educației. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, colegi, pentru acest schimb de discuții.
Ceea ce ține de Ministerul Finanțelor, eu aș dori să cred că noua ministra finanțelor, doamna Veronica Șerețanu-Vragaleva, care, din câte eu înțeleg, este de naționalitate bulgară și știe perfect, da, limba de stat, poate noi o să găsim la Ministerul Finanțelor o mână de ajutor în sensul promovării coeziunii sociale, da, doamnă Cuzăr? Cu referire la Ministerul Finanțelor, și ei fac, cred că, ce le stă în putere, pentru că, iată, chiar cu acest deficit financiar în ceea ce privește orele suplimentare, da? Oricum, adică se fac demersurile necesare și se intervine. Poate, bineînțeles, că ar fi mai bine ca să fie prevăzute inițial aceste resurse financiare. Dar și dacă îți comparăm, domnule primar, studiile în instituții private și de stat, cred că e clar de ce acolo este posibil. Pentru că sunt alte resurse financiare alocate pentru instruirea unui copil în instituții private. Pentru asta noi și am organizat acest eveniment, nu numai să fie prezentate rezultatele cercetării, dar și pentru a avea o bază de discuții, pentru a rezolva problemele concrete cotidiene. Problema cel puțin a fost auzită și noi, fiind o echipă de optimiști, se pare că așa se simte în atmosfera acestei săli, că aici s-au adunat oamenii din diferite domenii, dar oamenii cărora într-adevăr le pasă, noi într-adevăr sperăm că împreună vom putea să reușim să găsim căi pentru a rezolva această problemă concretă cu care s-au confruntat doritorii de a studia limba de stat și să facem astfel încât ca oamenii să nu fie dezamăgiți, adică părinții care vin, da, ca ei într-adevăr din Cedărlungă, din alte localități, să spună, da, noi într-adevăr dorim ca copiii noștri să fie parte a educației multilingve. Vă mulțumesc și eu vreau să dau microfonul colegului meu, domnului Pestrânciuc. Vadim, poftim. Eu n-am să vă răpesc mult timp. Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru participare, să mulțumesc colegilor de la IPIS și tuturor colegilor care ne-au ajutat să organizăm evenimentul și din punct de vedere tehnic, fiindcă el a fost transmis online, tradus în mai multe limbi și nu este o sarcină ușoară. Ce ține de subiectul evenimentului nostru, eu am să vă spun un mic secret. De fapt, proiectul s-a terminat mult înainte. Noi am avut opțiunea să nu organizăm astfel de evenimente. Ne-am asumat integral acest eveniment, inclusiv din cauza că am simțit un moment de oportunitate. Trebuie să fim de acord că societatea noastră a evoluat foarte mult în ultimul timp. Dacă mult timp, eu mi-aduc aminte și din activitățile mele anterioare, erau multe discuții, nu ne clarificam cum să numim o limbă. Pe urmă o numim într-un fel, altfel. Acum noi deja discutăm despre programe, modele educaționale care apropo, sunt solicitate de părinți, de elevi și de pedagogi. Și ele sunt solicitate. O bună parte, de exemplu, din cercetare, experții noștri în procese de educație s-au referit și în drepturile omului la legislații, la procesul curricular. Eu cu colega mea, Ina, nu ne-am ocupat de interviurile aprofundate în rândul pedagogilor, elevilor, abiturienților din autonomia găgăuză și chiar am vrut să-i auzim pe ei foarte detaliat să discute despre limbă și limba română și găgăuză, bulgară. Am intrat foarte mult în acest proces, fiindcă este interesant să faci cercetare sociologică și asta nu înseamnă doar sondaje, că la Chișinău toți se gândesc doar la sondaje și doar la ratinguri politici, dar interesul este viu. Este foarte viu, este real, este organic și este o oportunitate enormă, pentru că mobilitatea dumneavoastră știți că e foarte mare. Cum e mare și la mine la nordul țării, așa e de mare și la sudul țării, deci de acolo oamenii pleacă, tinerii azi aici, mâine dincolo. Și interesul ăsta viu nu este un interes cumva virtual, că hai să știu eu limba, că trebuie să o știu, că așa e primit. Ceea ce spunea și
raportorul privind, ONU privind drepturile minorităților. Este foarte important să se simtă necesitatea pragmatică. Pentru ce ai nevoie de limba asta? Ai nevoie de limba asta ca să fii mai competitiv. Noi parcă suntem puțini, dar mulți, fiindcă multe joburi, multe ocupații sunt destul de competitive, se cere să cunoști limba. Nu doar limba maternă, nu doar limba de stat, nu doar limba română, dar și alte limbi. Și paradoxul este că în Republica Moldova educația multilingvă a fost folosită de mulți, mulți ani în alte școli, nu neapărat în cele din autonomia găgăuză. În liceele, cum le spunem noi, performante, da, care cu educație aprofundată într-o limbă, în franceză sau în engleză, se predau astfel de obiecte și geografie în limbă franceză sau engleză și așa mai departe. Dar de cele mai multe ori, în educație, și eu o spun că a fost pedagog, am un stagiu pedagogic de 12 ani, nu este de ignorat, dar în universitate, în educație, de multe ori, când vrei să vii cu o metodă mai inovatoare, trebuie să o faci cumva din cont propriu. Fiindcă în momentul când o faci deschis, cumva intri în contradicție cu unele regulamente. Eu mi-aduc aminte când se implementa procesul de la Bologna și erau acolo obiectivele de formare. Nouă tinerilor profesori, ne era foarte greu să le formulăm, noi puteam, dar iată să-ți construiești lecția după ele, era foarte greu. Și atunci, cumva, în interiorul meu, da, scriam că așa fac obiectivul ăsta, dar nu-mi ieșea el exact așa cum se cerea după curiculă. Acum, eu cred că noi trăim, prin exemplul acestei solicitări vii din partea profesorilor, a părinților, ce e foarte important, da? din autonomia găgăuză, trăim de fapt un moment de ruptură, de cotitură de la standardele tradiționale de educație, fiindcă ei chiar vor, deci pragmatic. Noi am discutat, am spus chiar și cu abiturienți care deja au trecut și au mers în școală și au spus, uite, aha, eu am fost în niște activități extracurriculare, acolo am mai prins fraze, am auzit și mie mi-a fost mai ușor. Colegii mei care n-au făcut chestia asta le-a fost mai greu. Sau copiii din grădinițe, fiindcă în grădinițe deja se folosește, deci educația multilingvă, ei când merg la următorul nivel, evident că le este și mult mai ușor. Și noi toți avem o mulțime de experiențe personale în familie, rude, prieteni, unde copiii învață, deci s-o trăiesc, se cresc într-un mediu multilingv. Și sarcina noastră este acum nu e atât să facilităm sau să facilităm foarte mult procesul ăsta, e să nu încurcăm, asta e unul, și să facem ca partea asta birocratică, care e necesară în educație, standardizare, să fie un pic mai flexibilă, care să permită lucrurile astea să meargă înainte. Și eu mă uit la aceste exemple, inclusiv care pot fi extinse în alte localități, în alte părți ale Republicii Moldova, în alte raioane, unde există o rezistență, apropo. Eu știu școli, noi am fost cu activitățile noastre și mai spre nordul țării, unde există o rezistență de a învăța. Deci nu este așa o deschidere din partea beneficiarilor studierii și limbii române și limbii găgăuze. Deci eu consider că lucrul este aproape făcut și cu siguranță că se vor găsi soluții, mai ales că am văzut inclusiv din tot ce s-a vorbit astăzi, de la primul discurs până la ultimul, că soluțiile de multe ori sunt tehnice, mici și elegante. Deci nu trebuiește de făcut neapărat revoluții în planuri sau în legislație. Deci sunt soluții elegante, mici, dar frumoase. Cum în engleză spune, small can be beautiful, da? Deci asta probabil că este și motoul nostru, ca să promovăm aceste schimbări acolo punctual unde este necesar, ca lucrurile să meargă înainte, fiindcă nu-i nimic mai plăcut, mai satisfăcător din punct de vedere profesional când faci politici de stat, atunci când răspunzi prin aceste politici unui apel imediat, care există astăzi în societate sau în anumite părți a Republicii Moldova, și mai ales că noi o facem asta astăzi când lumea, regiunea
este într-așa o dramă pe care o trăiești și noi demonstrăm că avem maturitatea asta socială și civică și mergem înainte. De ce eu mulțumesc foarte mult încă o dată și colegilor, mulțumesc mult pedagogilor, învățătorilor, educatorilor din grădinițe care pe cont propriu fac acest lucru și în mod evident mulțumim și executivului, doamnei Bașcan, doamnei Natalia pentru munca care o fac și sperăm foarte mult ca și în Găgăuzia asta să fie o continuitate, inclusiv indiferent de ce se schimbă. De asta și avem nevoie de politici solide care să, să spunem așa, să cimenteze aceste schimbări spre bine și să nu fie ele la, cum spun, la dorința și vânturile care foarte des bat în diferite direcții și regional și local în Republica Moldova și la nivel național. Mulțumim foarte mult. Pentru noi am spus că este o activitate de suflet, indiferent de ciclicitatea proiectului, început sau sfârșit, noi suntem alături și ne vom interesa, vom merge în continuare și vom încerca să ajutăm prin toată experiența pe care o avem, dar și prin faptul că putem apela de multe ori la experți din țară, din afară, la toate resursele pe care le avem noi. Mulțumesc foarte mult și într-un ceas bun!